1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Cașin, județul Bacău, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnazială din Comunitatea Nicolae Veselaru Cașin. 3. Propunere pentru atribuirea zonelor de străzi în Comuna Cașin, în județul Bacău. Aici nu este proiectul 3, noi am făcut o simulare, dar vă citim străzile. Ce am propus noi și nu ați primit cu completări sau cu amendamente, dacă vreți alte denumiri și o vom face să fie bine împreună. 4. Proiect de hotărâre privind zonarea comunei. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate a primarului și al serviciilor publice de interes local. 6. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 69 din 28.9.2017 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. 7. Privind aprobarea inventariului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Cașin, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Cașin numărul 31 pe 1999, care se completează cu poziția 228, conform anexei care face parte integrantă de prezenta hotărârii. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local pentru categorie de efectori care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNRR, pentru obiectivul de investiții, extindere, reabilitare, modernizare și dotare, dispensarul cu mari sat Cașin și cu mâna Cașin de Subacău. 9. Proiect de hotărâre privind hotărâre de aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții, reconstrucție, pod autotrafic ușor și pedonal, peste părăul Curița, la Trăcuța Orient, sat Curița cu mâna Cașin de Subacău. Sunt de acord cu ordinea de zi? Trecem la prezentarea. Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Cașin pe anul 2017 la venituri cu suma de 266.700 lei din venituri proprii, la capitolul 1850, alte impozite de la populație, cu suma de 110.000 lei, la capitolul 3005, alte venituri din concesiuni și închirieri, cu suma de 6.700 de lei, și la capitolul 3502, venituri din avenzi și alte sancțiuni, cu suma de 150.000 lei. Articolul 2. Cheltuielile bugetului local, suma de 266.700 de lei, sunt repartizate astfel. Capitolul 5102, administrație publică locală, cu suma de 220.000 lei, capitolul 67.05, cultură, artă, sport, cu suma de 46.700 lei. Total cheltuiel 266.700 lei. Articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică prefectul județului Bacău, primarul Comunei Cașin și compartimentul buget contabilitate venituri în termen de 10 zile de data adoptării de către secretarul comunii. Articolul 4. Compartimentul buget contabilitate venituri și achiziții publice va duce la îndeplinire prezenta hotărârii. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44, legea Administrației Publice Locale, numărul 215-2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Referitor la proiectul de hotărâre, dacă aveți de adăugat ceva sau alte comentarii. Dacă nu sunt completări, punem la vot proiectul de hotărâre de la punctul. Sunteți de acord? Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Dau cuvântul în primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre de la punctul... În anii anteriori, sau chiar de când mă aflu în administrația publică locală, de acum 10 ani, prezentatul locului de Consiliul Local în Consiliul Administrației Școlii Cașin era viceprimar. Dacă sunteți de acord și am lăsat să propun tot la fel scrie doamna viceprimar, atunci hotărârea este clară. Se desemnează doamna Toacă Voiuciu Gabriela, reprezentantul Consiliului Local în Consiliul Administrației Școlii Gimnaziale, învățător din Nicolae Veselaru Cașin. Articolul 2. Secretarul Comunii va comunica prezenta hotărârii persoanele semnate în articolul 1. Școlii Gimnaziale, învățător din Nicolae Veselaru Cașin, primarul Comunii și Județul Bacău.
Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, analizând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Cașin, județul Bacău, Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Învățătorul Primarul Cașin, constată că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliului Local să-l adopte în forma prezentată. Acum știți că lucrăm la numecătorul stradal. Trebuie ca toate mulți, cum spunem noi românești și ca la noi la țară, acum o să denumim în noi străzi, să le dăm denumiri. O să vă citesc că fiecare stradă sparte, și denumirea așa, da? Dar eu citesc dumneavoastră atunci cine vine cu propunerii, dar o să vă citesc în... ca să nu... Recuperă motivia primarului, ca să veniți cu propuneri și nu veniți cu propuneri care nu puteți, pot fi aprobat. Adică, dacă veniți cu propuneri de personalități, viitori, poieți, naționali sau cum mai departe, trebuie să avem o rost fundamentare foarte solidă, să demonstrăm celor la Comitia Județeană că acea personalitate a avut o legătură cu Comuna Cașin. Așa că eu, în expunerea mea de motive, am zis așa. Având în vedere că primul puterea Consiliului Local se atribuie denumiri de drumuri străzi, se propun următoarele denumiri. De flori, deoarece comuna noastră este o comună cu oameni gospodari, în curțile cărora se întrezăresc diverse flori, acolo colorit, dau un aspect în mod gospodării. Mai mult de atât, aceștia frumusețează livrarea în curtea lor cu diferite flori, specifice fiecare la rotim. Copaci, deoarece doar este construită din vechi străbuni, plantați de vechi pomi, fier, arbori, nucuri, vesteacuri, salcâm, sal și măr, păr, ieși, amânt, vișin, etc. Vechi denumiri cunoscute de cetățeni și preluate din bătrâni, Mocănița, m-am gândit la fosta care ține fie unde era Mocărița, Stadionului, Mori, Blașca, Ochița, Bărăcea, Lada, Buciu. Pentru zona în care sunt apăsate Biserica Sfântul Mirul și Biserica Sfântul Voivod, care este și un moment istoric, se propune să atribui strada bisericilor. Este cea mai lungă stradă în Comuna Cașin, strada asta. Pentru diferite obiective s-au luat în considerare aplasamentul acestuia târg, abator, izvor, cirbeat. Deci o să cer cu prima. Strada principală este DG-105. Asta este strada principală, a cărui administrator și proprietar este Consiliul Județean la strada asta. N-are vreo să citeți 100 de străzi, că fiecare de are... Da, atunci și vă uitați și unde vine voi... Păi da, da. Vă spuneți, nu, gândiți și spuneți, dumneavoastră eu vreau altul cu numiri, da? Eu, după cât m-am uitat și le-am citit, frate, mi s-a părut foarte bună și în sensul că mă dumiresc și încerc să înțeleg de când eram copil, strada Părăului, știu că era Părăul pe la Ivan, strada Lăzii, strada Preotului, e vorba de Părintele Marinel. Deci sunt multe lucruri legate de locuri la care se știu. Strada Prundului, strada Lupului, de la Lupul Gheorghe, izvoarelor, de la Curele aici, în partea jos. Deci zic eu că sunt foarte bune alese, foarte bine alese. Care aveți ei propuneți? Da, apoi ți-a până cu zona aia, vă spun că a făcut preună cu zona viceprimar, cu Cotatiu Lupul, apoi ți-a și cu Brânzul Costel. Pentru Grigian acolo, știi, poate mi-e venit ca noi... Asta cu cazanului, vorba de cazanul de rețetă. Da, dar nu, nu, cred că nu. Și e și simplu de menținut. Dacă aveți alte propuneri, îi spuneți până la asta ce dici, da? Noi putem modifica. Că acum noi trimitem cu cei proiectul de la Sfântul de după ce trece după aibarea cu Sfântul vom da o treabă cu noi. Asta e cu ce trebuie. Să-i mergi la el. Vini la voi? Da. Da, numerul tare, numerul tare, numerul tare, la tare, implică un consum de bani. Asta e, dar știi că o să fie bine, o să fie o scoasă clară, nu știu. Nu e la numărul 1000, e unde la numărul 1000, la numărul... Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 85 din 15/12/2016 privind aprobarea impozitului taxe locale pe anul 2017. Aici e vorba de zonare. Acum îi vă citesc un pic din lege și apoi o să se discutăm zonarea. Nu s-a făcut. Deci zonarea s-a făcut conform legii. Nu s-a făcut conform bunului plac a primarului, a domnului viceprimar sau fetelor care lucrează ca și impozite. Așa.
Conform legii numărul 207/2015 privind codul de structură fiscală, legea numărul 227/2015 privind codul fiscal, AG numărul 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 227/2015 privind codul fiscal. Cu modificări și prezări ulterioare se impun modificări ale delimitării zonelor. Știți că asta este una de măsuri care trebuie să aducă. Care noi până la 31 octombrie se trafice la rezocontului că s-a luat măsura și s-a aprobat în Consiliul Local. A1. Conform punctului 9 din AG numărul 1 din 2016, Consiliul Local adoptă o tărâre privind articolul 453 litera I din Codul Fiscal, privind stabilirea unor număr de 4 zone și delimitarea centrului în interzeamul comunei Cașin, în funcție de poziția cerinului față de centrul localității. Deci gândiți-vă cum e comuna Cașin, unde este centru, unde suntem un centru aici, și aici aplicăm cu un centru. Și avem raza. Raza care e apropiată de centru este A, puțin mai departe de centru vine B-ul, C-ul și D-ul. Și iar D-ul vine în ultimul capăt, vine și fărința centru, cel care e pe masă. Deci gândiți-vă la... Vă puneți în cap chestiunea asta și vă dați seama cum s-au făcut. Așa, în funcție de poziția terenului față de centrul localității, de rețele editare, precum și de alte elemente specifice localității, de bază documentelor de amenajare a teritoriului de urbanism, a registrului agricolei, a evidențelor specifice, cadastrul imobiliar, editar sau a oricărui alte evidențe agricole sau cadastrat. Pentru asigurarea unei stabilități ceea ce privește delimitarea zonelor, se recomandă ca aceasta să aibă caracter multianual. Deci, asta se va modifica an la an, dacă va apărea, eu știu, în zona B, doar după confortul, sau în zona după confortul, în zona C, va veni mai aproape de zona B. Adică omul are toate utilități în zona respectivă, toate că e mai departe, dar are tot ce trebuie. Asfalt, apă, gaz, canalizare, toate condițiile în zona. Așa, agricole sau cadastrale. Pentru asigurarea asta, așa, fiecare ea, da? Consiliul Local stabilește 4 zone de intravilan, ce au corespondența cu 4 zone de intravilan. Ce se identifică printre A, B, C și D. Zona A din extravilan are corespondent zona A din extravilan. Deci extravilan va fi tot în 4 zone. Nu mai intravilan. Zona B din intravilan are corespondent zona B din extravilan. Zona C din intravilan are corespondent zona C din extravilan. Zona C asemenea. Comuna Cașin cuprinde din statul Cașin, care are lanțul 4 și statul Cuița, care are lanțul 5. Identificarea și delimitarea zonelor este următoare. Zona intravilan, stat Cașin, rangul 4. Acum vorbim de Cașin. Deci, zonarea în statul Cașin. Teren cu construcții și intravilan arabil, pășine, pietre, vie, livadă, pădure sau altele de vegetație forestieră, teren cu apă. În Tarnaua 60. Cașinul, după ce intravilan în Cașin, este Tarnaua 60. La poliția vorbim mai mult de Tarnaua. 61 și 46. Drăguța. La școală, vorbim de așa. 1. De la drumul comunal 21, cum era trecut până acum. Asta e, acum e altă denumirea strada. Breguleț Ion. PDG 115. Deci la Breguleț Ion de la Recul Năpăr, în poartă. Ca să fii la ulița doamna... De la 2, de la Mineta, de da. Nu, jos. Mă, jos de centrală Năpăr, pe restarea prin Năpăr. La Recul Năpăr. Stânga, pe la profesor Comănici, până la Zvârcea George. De la central și Bălănică Comani, pe DG 115, stânga și dreapta, până la Bălănică Rebus și după cea Ghebi și stânga-dreapta. De ce se adună? Și acum să gândiți de ce am putut să adună, când ajungem la Parcean. De la central, pe DC 7, parțial, pe la Băcila Vipina, stânga, Oproiul Doina, pe la Tudurache Ana, stânga, pe la Băcila Octavian, inclusiv, deci până la, vine pe stradă, pe acolo, pe la spate, până la așa, de la DC10, parțial, de la Băcilă Octavian, poarta 2, Milano Poarte, pe la Cumăneci, Neluțu, Bordeanu Constantin, Bărănică Ion, Oproiu Ionie, Cumăneci Poliță, stânga dreapta, ne place parceanță, de la drumul comunal loc parțial, de la Bău Negru și Rica, pe la Bucul Olga, Circov Constantin, la Ticuța, ei mi-ai cunoscut în comun. Din Cuța, Corpo și Gheorghe, Circul Valier, stânga, dreapta, până la DG. De la DG 9, de la Andrei Gheorghe, Popa Matei, Cuța la Ceamă, da? Posăcea, Gheorghe, Bordeanu Sorin, Florescu, la apă, stânga, dreapta,
până la 10 deci, deci interzitează cea cu Maria, da? De la 10 deci parțial, dar ce voi așa, Văleanu Dan, Pascaru, Zlaru, Ilie, Cristia, Costea, stânga dreapta până la 10-12, se interzitează o cealaltă care nici trei în bineta, de așa, biserică. 10-12, la Coanta, Contea, Aurel, Bărlă Ion, Duță Neculaie, Muncica, Codreanu, Albu, Capău, Răspopa, Ardeleanu, Eugen, Dințiu, Regulis, Mănicuță, Gheorghe, Buseu, Cetean, stânga dreapta până de jeni, deci este altă porțiune. De la Contea Aurel, Bărlă Ion, Duță Neculaie, Muncica, Codreanu, Albu, Capău, Răspopa, Ardeleanu, Eugen, Pasca. De la Codocea Neculaie, Albu, deci la Nicio Codocea, domnul Gine Codocea. Da, Albu, Constantin, Codreanu, Codreanu, Balaș, Nelu, Cojocea, Cojocea, Uzum, Zbârcea, Avram, Costav, Pornița Brânzeje, este Pornița cealaltă, de la Brânză Petru, de la Ievstenie, Eugen, Mitrație Vădica, Oancea, Gelu, Mânșu, Cornel, Vindoacru, Constantin, Dragu, Dragu, Miron, Călmoi, Bejinaru, Cărare, Airene, Burlacu, Cojocaru, Oiță, Coanta, Ardeleanu, Lupu, Silviu, Lupu, Florin, Fintoacă, Motoc, Felicia, Georgescu, Neamboie, Codreanu, Nuțu. Deci toată ulița care pleacă de la depozitul de căsut de la Cipoia, se duce roată, venit la biserică, e pus care pleacă la biserică, se duce să trebuie să tot aia ce veni ca un pol de ei, de la nou, da. Așa. De la dispensarul Codreanu, Renuța, Gocu, Marcica, Ardeleanu, Băncilă, Piștea, Purerea, Marea, Sandu, Andă, Apostol, stânga de atac, deci nu trebuie să se ieși la frizărie cu la Apostol. Nu se înfundă doar în soare. Nu se înfundă, se covoară. Covoară? Covoară, da, da. Dar nu covoară. Parțial, parțial, dar Sultan Gheorghe, Neacu Vitel, Mocanu Nicolae, Moldoveanu Basile, Comăneci, Comăneci, Ardeleanu, Băncilă, Ocu, Pondei, Beguleți, pe partea stângă, până de ce. Deci pleacă de la Leacu Vitez, pe partea stângă, la 6 este la Beguleți, în strada la Leacu Măcoi. Strada Primăverii, stânga, dreapta, cu drumuri adiacente. Zona Îndrășești, zona Îndrășești, de acolo, calea Scutarului, care vine spre Cașin, asta va fi acum în adumirii strada principală. Va pleca în legislatoriu și va se aduce până la Lucrești. Din Crămării, Vitura Copiar, va avea intrat grași pe țara Cașin și automat toată zona, de început de la Onești și până la Lucrești. Lucrești este intrat de la Lucrești. A trebuit să umbești o cuchetă și intră într-o oră pe țara. Dar e limită 40. Nu e 40. Consens e 40. E acolo. Acolo a pus unul. La strada Universității, acolo, noua adunare, l-am făcut să numească strada Îndrășești, ca să deosebind Onești, cei care vin cu variante. Va fi strada Îndrășești. Impozit taxă pe depusul, nu fi zona. Asta e zona. În cașă. 711 lei per hectar. Deci 711 lei per hectar. Dar n-are nimic un hectar. Asta e rare. Impozit taxă pe direct cu oameni între acasă, folosesc sumele din următorul tabel. Categoria A. Asta e de codul fiscal. Asta e codul fiscal. Da, e minim, nu, e minim. Au, nu, e maximul din ABCD, dar la A nu există, asta e din A. Deci avem categoria A, zona teren arabic, 28, de ne-i minim, nu, aici cu cea tabelă că nu s-a trecat așa ceva, la pășunul 21 de lei pe hectar, făneață 21 de lei pe hectar, vie 46 de lei pe hectar, livadă 53 de lei, pădure sau altă din vegetați păstrie 28 de lei, teren cu ape 15 lei, drumul căi ferat de teren productiv 0 lei. Ce ia în teren productiv în zona respectivă, teren final, nu plătești nimic. Terenul productiv sunt aceia teren care există și aici, unde iau în spate de casă, iau câte o râpă. Era la bune, trebuie da. Da, exact. Teren intră în zona cel care a cumpărat, dar porțiunea de teren trebuie declarată și scutită. Că el apoi e teren productiv. Dacă trebuie declarată, pentru că o să faci. Zona B. Intravilan, Sărtaș, Ramul 4. Teren construcții, pus construcții, intravilan, arabic, pășune, fâneață, vie, livadă, pădure sau alte teren cu vegetație forestieră, în teren cu ape, așa. Tot arau așa e 10. Și aici plecăm după țară, dar nu e bine aici. Aici e o greșeală. Nu e de la Dabacu. La Dabacu, prin Lucaș, acum este în Israel.
Deci ne băgăm cu bune și nu putem să-i băgăm la intrare înapoi. Să modificăm. Da, de la Uzun Mariana e în regulă. Uzun Mariana e sat, dar nu, da, e într-un intrarean. Va ieși cu maricani și așa, după dau o dată după local și vom modifica și la ei. Da? Da, introducem. Da. Deci aici trebuie să modificăm cum? Nu, da, trebuie să modificăm, dacă noi facem cu toată zona aia, tot, 200 ceva de tare, o să băgăm în intrarean, automat să modifică situația terenului. Așa, de la Uzun Mariana exact, de-a lungul DJ-115, stânga și dreapta, până la central, dreapta și stânga, până la Revoluție. Asta e zona B. La seara. De la Bălănică Remus, pe DJ-115 până la Codul Poliției, stânga-dreapta. De la lungul Sorin, Orbaș, Isteni, Gou, Rozescu, Margarita, Renția, lungul Pasirica, stânga-dreapta. De la Priscoviță, Petri, Balaș, Bunghez, aici e uliță mică, care se fundă la Rosesc. De la Grădinarul Ion, Opescu, Dragu, Marcu, Oprea, Mâșu, Lan, Temelie, Stânga, vă rog, voi vă rog, vă notați unde aveți făcut observații și la urmă spuneți, putem și putem face, da? Dacă nu și primiți legea, putem face modificări. De la Grădinarul Ion, ales, de la Cazacu, Eufrosina, Tudoste, Constantin, Ornești, Agripina, Bogatul, Dima, Sighinaș, Bălcănaș, Boghici, Dragoste Lică, Dima Muraru, stânga-dreapta până la linii, deci ieți la undeva la 2 euro. De la Lângoc, Ciobu, Udrea, Băncilă, Vigiliu, Brânceanu, Neculai, Cirpov, Lupu, Andă, stânga-dreapta până în seara, se pot dar iar în linii ieși. Deci pleacă de la Adepoghici, se duce seara acolo. Seara secundară linia, de la fostul CAP, Olteanu, lungul Fuzulache, Iurdea, până la moară cu Măneci Anca, Mișu, deci Mișu, mă bați Mișu. Mișu, deci tot fel pe ei, varianta care s-au dat. Așa. De la Andrei, de la Roșu Milica, Vâlbâie, Mânicuță, Gâșpan, Mocanu, Grădinară, Turcu, Dragu, stânga-dreapta, până în 17. De la Marea Gabi, Bălănică Mirel, Cuciurianu, Rozescu, Țui, Fuioia, Bălănică Mirel, stânga-dreapta. De la Oproiul Matei, Marea Toate, Dițu Ilina, Dragu Volin, Cimpoia, Gelu, Panciu, Oprea, Stavi, Ghiuță, Oproiul Nel, mai până la Nadia, stânga-dreapta. Până la Nadia. Nadia, o cheamă cu bază la Nadia. De la Rozescu, Neculai Dan, Bădiță, zis, pe partea dreaptă, pe la Bălășescu, Camelia, unde sta Dipsul Bătrânul, Grădinarul, Busiogu, Bunghez, până la Bordeanu, transformator. De la Căciulă Nuța, Bordeanu Neculai, Bordeanu Gărghe, Vânceanu Moraru, Mirel, Sugui, Puiorea, Dinga, Frintoacă, Balaș, Puiorea, stânga-dreapta, până în țară secundară, deci de la transformator duce până în țărnică. De la Valeanu Constantin, Soroiu Frăsina, Soroiu Neculai, Brebine, Ludu, Oproiu, Boscanu, Radu, Tuderașcu, Oproiu, toată partea, uita la mine, cu bărăce toată, care este acolo cu ieții. Deci, este mine la acolo, stânga-dreapta. Așa, la Cristea Aurel, Grotaru, Cristea Gheorghe, Cristea Renția, Neculai, Popa, Pumărești Poliție, până la Pumărești Poliție, toată ulița aia, stânga-dreapta, tot la fel. De la Bură Maria, Căciulă, Bârlă, Brânceanu, Bărligoi, Mișu, Botezacu, Gelu, stânga-dreapta. De la Bunea Valer, Lupu Gică, Lupu Cornelia, Bucur, Maria, Bădănii, Boscan, Ghețu, stânga-dreapta, cei două uliți, așa. De la intrarea, partea dreaptă, de la intrarea în DJ, 115, de la Mocanu Florin, Călmoie Emilia, Tudorache Ion, până în DJ 115, cu Mănei Cinelu la ulița, doar că aici e o... Nu-i prea. Aici e o spate de strâine. Aici trebuie să mai gândim un pic, o să mai gândim un pic, să știți. Până eu pe jurul ăla. Ați fost? O să mai gândim mai. Adică, pe partea asta e a... Așa e dreapta idee, da. Așa s-a gândit. Așa s-a gândit, dar... Fiind, da, va puntea... Da. Da, da, ăsta care stă față-n față cu lumele, cu el, tot acolo stă. Este în același drum, cum ar veni. Aici o să lăsăm pe toți sub ei, pe partea și pe alta, și o să rămână la urma stradă, cum a stat. Practic, când este ăsta o biță de o parte, este poartă-o parte cu... sau... Da. Ăsta, cu Malea, cu Comănești. Păi
Păi da, și atunci să rămâne din tași la stradă, să rămână A și ăștia care pot să fie toți în B. Adică nu-i pe acolo, că ăla e și la față pe acolo. Chiar dacă duce gândirea lui Pirea, cu partea. Dar el a pus construcții de aici la stradă. O să mai gândim aici, că aici nu se întâmplă voi, nu i-am pus. Ați văzut, da? De la DC, de la Vatara Gan, Cojocea George, Miron, Moraru, Dima, Păncilă, Cordeanu, Cimpoia, Păncilă, Cristea, Balegea, Scânda, Neata, deci la mulți au băieți cu Corneci, cu Păncilă, să intru, să-i fie pajantă la stații. De la Igă, Ion, Voicu, Șoaru, Burilaru, Stânga, Treata, până la Cazan, Zuiciu, Ciudeanu, Gelu, și apoi pe la 800 de ani, Gănină, Mircea, până în DC, a fost să intru, să faci stânga, apoi este iar înțărată în panta aia, care este în DC direct. Vlașca de sus și Vlașca de jos. Adică, acum la Vlașca de sus și Vlașca de jos, cum stau lucrurile. Acolo ei deja au apă, urmează asfaltul la anul. Deci urmează asfaltul la anul și ne gândim și acolo, exact cum tot propun domnul Lucian, este de gază, în viitor apropiat. Deci Vlașca de jos și Vlașca de sus nu poate să mai fi într-o zonă, cum a fi cu domnul Lucian. Deci la anul vor avea asfalt acolo. Asfalt, apă au, deja trasă, și mai urmează gazul și cam va fi canalul, nu știu în ce măsură, să vă rog. Va fi urmat și canalul și va fi la toată fără. Și strada 22 decembrie, stânga, dreapta, fără drumul adiacent. Strada 22 decembrie este aia la Măica și la Ponță. Vreau gândit că puteți să băgăm pe aia la apă. E chiar zona lângă apă la Adrășești și voi face parte din Bec, știi? Că la Adrășești toată libertății, Primăvierii și Sucarului, voi face parte din apă. Iar aia care stau în pastea, unde stau comunitatea română de la Ponț, adică trebuie să gândim un pic și unii locuiesc ei și... Adevărul e că sunt cei mai aproape de oraș, ar trebui să facă parte de la... Da, da, e domnul Crucean. Deci eu cunosc la lucru bine. Eu cunosc. E cu drumul care duce la pentru drumul de la Ponț. Asfalt au, asfalt au. Dar n-au fost. Dar partea de jos n-au asfalt, nici asfalt, nici asfalt, nici asfalt, asfalt, n-au nici minunat, n-au... Ei, poate țin... Face drumul. Jos, da, da, deci la pont, da, mai avem un. Ăia sunt ai noștri pe partea aia? Și vă sunt așa treabă, toți. Pe drumul care face către... Toți sunt noștri, până la o intersecție, ei o intersecție unde la Buciu, vine și mă mai pe sus. Dacă o pleacă, mă îi duce până acolo, până acolo din calor. Da. Impozita să trebuie cursul sus zona B, 569 de lei pe rectar. Vedeți ce diferență este în zona A și zona B? 711, dar e destul. 711, din coace este 569. Chiar la terenurile agricole avem, în zona B, teren arabil 21, pășune 19 lei, fâneață 19, vie 35, livadă 46, pădure și alte lucruri 31, teren cu ape 13, drumuri cu cătirate, terenul productiv 0 lei. Zona C, intravilat, stat Cașin, lacul 4, la Curița, la Gucinci. Deci la Curița, toată Curița, nu toată Curița, o mare parte de ea face parte din zona C. Deci nu zona B nici. Fiindcă este și la Gucinci ca și sat, este și mai... Deci în Curița va fi două zone, practic. Zona C și zona D. Nu, D. D. C și D. Da. Teren cu construcții și preagran, arabe, pășune, funeață, vie, livadă, pădure sau teren cu diferite folosire, teren în Tarnaua 60 și, respectiv, Tarnaua 61. De la Bârlă, Costică, Cernat, Nălboc, Drăgoi, Corban, Pandelea, Tutuianu, Lupu, Mitroiu, Mântescu, ce-i de jos la aici? Asta în zona ce? Ce-i de jos la moarte, la moarea veche? Vor fi în ce? Poița, toată va fi în ce? Drumul viilor, de la Cărare venind la Păncilă până la DJ, tot în ce? Și vă spun de ce, fiindcă ei acolo o să ne chemim noi să ne faci ceva, să ne trezim, să ne băgăm apă și canal și asfalt în mucilor cap. Fiindcă asfaltarii nu au căpuși și vor căpia în atunci condiții. Dar facem uliți, nu, că nici nu. Deci în proiectul mare de asfaltarii drumul viilor n-a intrat. Fiindcă sunt 4-5 case și cei de la Uniunea Europeană, exact cum și Tăpăun a intrat, nu dau pentru casele răzeți. Vă face asta, vă face drumul și asta vă face când bugetul nu-i gândim pentru ei. E vor apă la. Poate mă prind de cu avem bugetul anul, să tragem prima fază apă. Fiindcă ei nu spui și proiect, proiect acolo. Fiindcă sunt foarte puțini case și ei când fac studiu de impact asupra, nu îi vede. Mă din dispozitivă, unii nu știți că am avut dispozitivă și dumneavoastră și... Dați-mi voie să vă spun ceva. Chiar zilele, putem am văzut la televizor, probabil că ați văzut și mi-a luat atenția dumneavoastră, au fost o discuție referitoare la
aceste zonare, localitățile și instituțiile și întreprinderile care coordonează utilitățile pe teritoriul localităților, va apare lege ca în momentul când se va da o autorizație pentru construcție de locuințe sau cineva să-și facă acolo, primăria va avea obligativitatea să tragă apă, utilitățile necesare. Apă, curent, asfalt, tot ce trebuie. Pentru că nici la filiu. Noi am fost primul, de fapt, eram urmat cu primarul noastră, o parte cu noastră consilier, ați vorbat un proiect de zi de rețeagă electrică, Leia 4, cu Mărăstiri. A fost un scandal monstru. Ceea ce am trebuit adresarii politici, în demnul adresarii politici, că ai obligativitatea unde ai intrat în an, să duci și omul să construiește, dacă nu are măcar venit de energie electrică. Cum îți construiești la casă? Acolo. Deci chiar dacă nu ești construit nicio casă, dacă terenul este pus construcție cu destinația intrabilă, la pus construcție, trebuie să-i duci și spunea domnul Vârceanu, toată lumea trebuie să construiești acolo. Omul când își construiește casa, normal, când dea autorizație, trebuie să ai autorități. Azi nu poate să așa și instanță, când ia cu autorizație și nu ai autorități, poate să te acționezi instanță. A fost discuție. Când zic, nu, ce-i dat, ce-i dat, nu-i dai autorizație, să studie o declarație, domnule, dau declarație, când fac casa, să fie sigur eu. Până va avea primăria pasă sau ceva de ce. În momentul când individul X face cererea pentru că și-a cumpărat arena acolo și cu aprobările de regulare. Da, și solicită să-i se libereze autorizația de construcție, așa, sau să-i se aprobe autorizația de construcție, din momentul în evidența care pune. Păi ce v-a zis? Eu știu atunci, dacă noi aceea investiție acolo, n-am făcut-o aiurea și nu am nicio temere, nicio teamă. Să vină ceva cu ce s-a făcut. Au început să vorbim ei că e în câmp. Nu e în câmp, este teren intrabilat în care trebuie să duci utilitate. În prima fază, mă, care energie electrică, ca să poată să poți să construi cum? Ce construiești? Dacă nu are energie electrică. Ai fără apă sau gaz inițial la început, zici tu da, îți faci călătorii cu el sau cu altceva. Da, de la DG815, podul Puriții, de la Marianul Celu, până la intrarea în Pești, stânga dreapta, plus drumurile adiacente, la strada Conților, spre stradul Conț, spre stradul Conț, dreapta, Vișan și Zorace, au venit două case, aia cealaltă la portarul cu Conții, cu Buciumul. În fost ca să vedere construcții zona C, Satu Cașin, Satu Curița, 427 de lei în Satu Cașin, iar în Satu Curița 218 lei. Vedeți ramă. Aici face legitorul, face zonare A, B, C, D și cu ramă. Ramul 5, îi mergi jos la aceeași categorie vis-a-vis de ramul 4. N-am spus noi nici la locul comunii, nici la Satu Cașin, nici la Satu Curița, nu am spus noi cum se numește. Este conform legii. Ce s-a vrut să deci. Deci asta nu ați trebuit să... S-a vrut la ședință, ședință de compunere. Este 4. Este 4. Da. Și cealaltă componentă este... Dacă mai aveam un 3-4 sat, poate era un 5. Deci asta trebuie să explicați dumneavoastră dumneavoastră oamenilor din sat. Sau oameni, când vă întreba oameni, domnule, s-a mai mărit că o să vadă o schimbare de impozit. La asta. O diferență. Doar că noi nu vom mări impozitul ăla. Cu siguranță eu îți propun același vreți impozitare. Cum a fost și în anul 2017. Dar acum va fi o schimbare datorită zonării. Până acum toată lumea era zonată la fel. Ceea ce a fost depitarul celălalt a fost și ăsta mă spune să o îndeplinim. Dacă nu o îndeplinim, portăm rigurile, nu pot spune ce se întâmplă. Nu o îndeplinești acum, o să fie luat în control și la următorul control devine de la pe infracțiuni și penal. E de la 2 ani și nu o luăm eu la primar, nu pot. Dar de diferența de 4 și 5. Dacă să iei Curița, eu nu văd mai să o bagi în C și Vlașca în B. Asta când... deci am spus mai înainte. Vlașca face parte, Vlașca face parte de rangul 4 cu Satu Cașin. Vlașca nu-i sate. Asta e rang. Da, nu-i sate. Vlașca nu-i sate. Noi nu avem două sate ca de pe Cașin și Curița. Nici Andrășiș nu-i sate. Adrășești și tot Satu Cașin. În buletinul unde te uiți, vezi că scrie acolo Satu Cașin. Nu scrie și atât de șef. La Puița, apoi scrie Satu Puița cu mâna Cașin. Așa ca Vlașca. Da, dacă auzi că e parte din sat... Da, de aceea. Când Vlașca face parte din sat, de ședință de comun. Aici e. De-aia foarte mic punițite, bă, să știți, când vă treau ceva, să-i explicați, bă, așa stau de vreo, n-ați stabilit-o noi, adică nici dumneavoastră, nici primarul noastră, asta e stabilit. Primarul fiscal, poți stabilit și... Așa, impozit pe terenul intravinat, vă spuneți următoarea, 19 lei la
arabi, pășune 15, pâneată 15, vie 28, livadă 35, pădure sau alte ridicați cu zile 19, teren cu ape 8, drumul preferate, reproductiv 0. Zona D, intrabilan, zat Cașin, Dragul 4, s-a scurit ca Cuița Rangul 5. La Cașin ne-am gândit la zona, la Cuița, zona Lăguța, de la Deacul Virgina până la Rusul Baiezin, stânga dreapta, să fie, facă parte din zona D, iar la Cașin, Cotul Lucian, stânga dreapta. Spiste, iată, acolo la Lăguța, și la Cotul Lucian, și mașina de gunoi, e problemă. Când vine iarna acum la vin. Și aici cât e tariful? Acum vă spun. Impozita să întâlnim cu construcții. Zona D. Aici e așa. Zona D. Zona D. Cașin, 427 de lei. Pe hectar. Zona la Cuița, 284. Aici e o greșeală. Nu, este o greșeală. E o greșeală, dar tot aceeași sumă, nu poate fi la fel. Ca la ce? Deci s-a trecut, a greșit fata. Ai putut să dați? Deci s-a greșit aici. Deci e-mail. Da, trebuie să trebuie. Deci e numele aici. De ce e oficial pachetii? La trece din motor. O să iau de bolă, ce o să mă trec? Nu-i nimic, va fi încușat. Da. Zona E, acum să trecem la extrabilan. Zona A, extrabilan. Așa. Avem T12-30, T12 este Tarlaua care pleacă, începând la Rabă Cuciuri. Rabă Cuciuri și duce până la drumul Vilor, unde stă partea de acolo, practic vine poștea, partea de acolo, dar este partea de extravilan aici, aici și intravilan, ne aducem 50 de metri. Se află în zona B, la intravilan. Asta se află în zona A, la extravilan. Este zona lângă intravilan. Deci omul care este de acolo, aici, de metri, aducem intravilan, restul pleacă extravilan. Asta e intrat la atunci. Pleacă, mă repet, la Rapul Cucior, se duce până la, nu mă poliție, până la Unimunt de acolo. Plus și dealul tot e în 12. Pe la 12, toată cu asta. Zona B, extravilan. Zona cu curs construcții, asta nu. Așa, livadă, vie, ce așa. Vezi? Aici e se întâmplare, cum se trece ceva, n-ai, nu se trece așa. Arabe, pășune, filiață, vie, livadă, pădure sau alte teren, vegetați, păsit, teren, apă, așa. Tarlaua 2. Tarlaua 2, sunt la Andrășești, între drumul 20 decembrie asaltat, se duce până în apa Cașului. Este acolo zonă o râmbă, așa. Tarlaua 4. Tarlaua 4 este la... Ce tarlaua e acolo unde e rupta, unde a luptat masul pe aia? Dar nu, aici e vorba de tarlaua 4, deși altă. Tarlaua 3. Tarlaua 3 este la găuri cipțiată. Tarlaua 3 la ce? La extravilan. Extravilan ce? La Rapidul de Rășești, acolo. Acolo unde iată, nu? Din Pământul, unde sunt Pământul? La Tarlaua 2, Rapa Cuciul, Fătul Viorel. De la Rapa Cuciul la Fătul Viorel, partea acelaltă. Aici văd că a făcut un B. Fata. A făcut acea o rampă de acasă. E discurat până aici. O să umblă. La Tarlaua 13, restul B, se ridică zona A. Deci Tarlaua 13 este Tarlaua de spate Cipitiu. Aici. Începând de la Moara la Cumăriș, la Vișu, în parte, lângă drum, lângă drumul asfaltat, da? Transecundat până la drumul care duce în, unde a fost stadionul. Până unde a fost stadionul B. Toată partea aia de spate subtilul, aia este Tarlaua 13. Și aici avem două categorii. Aici avem B în intravilan, 50 metri la adâncime, și avem și ceva extravilan foarte puțin. Tarlaua 18. Tarlaua 18 este Tarlaua care e unde au sediu Câmpul Mănăstirii. Începând în Botarul cu Lupeștiu, Mănăstirea Cașă, unde au sediu cei cu fabrica de lemn, până la unde vin la Băleanu.
Toată partea până jos. Era un lucru, dar acolo, nu cu pânde. Până la părerea acolo. Dar, și aici avem iar două categorii. Avem și Tarla, avem și Tarla. Și Tarlaua 37 este Tarlaua care e pe parte și altă de drum. Totă pe mânăstire și 39 în tabără. Da? Ca să mânci culcești. Și aici avem aceleași chestiuni. Și intrat la înțelegi de cime și extrat la. Aici tarlații sunt compuși în două categorii de... Și din circul de acolo și până aici în, în Băleanu, unde acolo casă, așa. Ce tarlații este? 18. Tarlaua 5. De la Băiță de la intrare în casă, pe drumul de mijloc, pe partea stângă până la Pădocul, cu gust remicat în Tarlaua 5, la partea 4-3-5. Aici este iar... E bine, am dat și la drumul mijloc, a zis, Băiță, casă și drumul mijloc, partea stângă până la Pădocul cu gust. Așa, de la Tarlaua 5, parcela 43-1, până la parcela 43-158, până la Matei. Acum mai e terenul, e un teren unde acasă lucrează, unde îi pune în cultură, lângă service, lângă vulcanizare. Ăsta, teren care este în zona, aproape din zona pe extravilant, dar terenul ăsta, viitorul apropiat de aia, v-am zis eu, am spus cu tabacul de acolo, cum e și tabacul au fiind, va fi intravilant. Când va obține modificarea fiului, va fi intravilant, atunci vom modifica și donat. El va intra în categoria intravilant. Acum, donat nu putem, înseamnă extravilant, nu este. Dar nu nimeni, e intravilant. Dar trebuie cu turnul și după să blocă tot în... Și până în zona C, extravilant. Tarlaua 3, Tarlaua 6, 6 cuciuri, 7 cuciuri, 8 cuciuri, 3 găurici, 9 cuciuri, Tarlaua 10, 2 cuciuri, Tarlaua 11, suruci, Tarlaua 14, e dealul ăla, dar tot la două lata, până la... La pădure? Da, la pădure, până la cei trei... transformat, cum zice? La trei crăcări, nu? Trei, așa, trei crăcări. Bă, de-a la pădure. Nu trei crăcări, sunt trei stâmpi la lege. Până la lege, de la altă tensiune. Dar acum sunt unii cu bani. Dar aici... Aici mă interesează, aici la pădure. E Tarlaua 14. Așa, că acolo am eu. Dar nu, atenție, dacă e vorba de pădure, și rămâne la noi, Bogdănești. Noi, la Bogdănești, eu știu ce vorbim. Noi, nu-i pașa. Ai Bogdănești și altă rată. Deci da, dar la Bogdănești am 10 prăjini și 22 aici. Aici ai pașa la voi și la ei nu știu dar la voi. Deci pădurea cu Bogdănești. Am zis așa. Tarlaua 15 continuare spre Burdici la Paști, 16 la fel, 17 dealul Stănii, 19 tot în dealul Stănii, Tarlaua 20 în continuare spre Corbu, nu, 20 e Prundul, Prundul aici, 21 este dealul Bociu, 22, nu țarate, nu, nu mă spus de la ce mă, 22 tot la dealul Bociu, 23 e țarate lui, 24 este zona, este podul mic, de jos, și 26 e podul mare. Podul mic începând în spate unde stăm Moldoveanu aici, porțiunea, la floare, urc 24, da? Tarlaua 5 este de la pe drumul de mijloc, partea dreapta stângă, întreagă de jos, până la alte producași, deci Siriști, Măriști, Luceaie. Domnul știi bine că așa, toate vor fi în, în zona 5. Deci începând de la Ceairu, este în spatele unde a fost balta Bărăcea la Ceapei, din Ceairu, Mărișca sus, următoare și cum Siriști aduce până la Arpa Mare. La punte, acolo unde trec și... Zona D, extravilant. Plecăm. 25, podul mare, 26, podul mare, 27, 28, 29, 30. Astea sunt 32, 33, 34, 35. La partea asta spre Valeria. Doar și mai departe. 40 la Curița, până la T59. Inclusiv T6, 75, 78. Ăsta vă spun sincer că mi-a trecut aici mența 112, dar la 112 și 130 de apar în... Eu nu știu dacă există ceva de la Comunca și m-au uitat și planul. Și mi-a pune planul la... Există la Ricol la... Ajungeți la părba mea că... Vă spun că... Ălea... Punem aici... Dar la oasă 113 de... Există? Nu, el nu există. Omul are. Dar nu e...
nu-i direct cu data. Deci până la Tălaua și Șapișor, da. 59 este la Fuița, dacă știți, la Bundiș, nu-i adică până Jean. Și partea aia 59. Și aia e băiță cu Fuița, la Bundiș, Șapișor, nu-i Șapișor, la Bundiș. Dar 123, știți, mă ești Dumnezeu, că le-am zis așa la Dumnezeu, dacă le-au ei, când a spus pentru pășunul. Când ne-am pus. Mai repede o dată, urmați cărțile cu foc. Va prinde vă rămâne să rămâne în analele primării. Nu, atunci, așa o să trăiești cu 36 date, dar nu sunt acum. Da. Omul ăla o mâine de registrat, omul ăla e de... Dar nu țara la oaie, el fizic există undeva. Dar e altă țara la oaie. I-a trecut acolo de altceva. Dar cred că și nu. Cum aici, la intrare unde a fost și avea un curițat, e trecut ceva, o denumire și pământul e de fapt să vedea lucru și pământul. Ei, dar vă zic că terenul sunt în Bogdănești și dat titlul cu cașa. Da, și el figurează la intrare curiță. Vă spun oameni, dar au acces. Da. Acum, la modificarea impozitului pe mijloace de transport fără capacitate cilindrică, evidențiat. Problema căruță, cea găsită puțin de atac căruță. Se propune completarea articolului 18 din aliniatul 3 cu punctul numărul 23 căruțe și a punctului A2-2 la alineata 2 la dreapta locală numărul 58 din 2-12-2015, modificată prin așele numărul 85 în 15-2016 prin aprobarea impozitului casă locală pentru anul 2017 va avea un lucru cuprins. Vehicule fără capacitate cilindrică, evidențiat cu 50 de lei. Spune eu, să rămâne cu mine. Deci legea spunea la 50 la 150. Noi atunci când am făcut toată lumea s-a gândit la remorci, la totul altceva. La nimeni nu i-a trebuit un bilic, ăștia, să facă și căruța. Dacă o gândeam în loci, noi la trebuie să-mi dă seama că și asta e un vehicul fără capacitate cilindrică și căruța. Că iată și cu totul mulți publici. Dar uite că nu ne-a gândit nimic. Până la urmă și bicicleta este un vehicul. Dar stau cum mă gândesc. Dar n-ai număr, n-ai corect. Așa? Știți cum ne-am prezentat, atunci am dat 100 de lei în 2005. Acum asta modifică, suntem duci în 50 de lei cu mii. Având în vedere că ei au prins și căruțile la acest capitol. Prin urmare, propun spre aprobare proiectul hotărâre pentru modificare așele numărul 25 în 15-12-2006 și ceva în 2007. Da, vreau să declar, semnează hotărârea postului locală, înseamnă că termin. Dacă nu se vrea, nu de permite. Dar noi știți că e ridicul. Da. Nu, de permite. Și e păcat, permite legea de vin să modificăm să rămâne cu minimul 6-6, dar și... Că sunt, într-adevăr, care au produs și au tractoare. Care au posibilități. Au posibilități. Asta care stau mărăți. Sau să întâlnui care... Nu mai dau nume, că nu e bine să rămâne, că să poți să te inimăști. Da, o să rași. Dar nu e că așa că nu sunt nu sunt cărnicioasă în fapt. Nu sunt băgă că aduci la mic. Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domnului Public și Privat al Comunei Agriculturilor, Gospodăriile Comunale, Protecție, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre pentru modificare și completare hotărârii Consiliului Local numărul 85 pe 15-12-2016, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale de anul 2017, consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor, articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, analizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Acum vom trece la punctul 2. Sunteți de acord cu punctul 2? Da. Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre cu hotărâre? Sunteți de acord cu bun. Mă trece la proiectul de privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specificat al primarului comunitarului de Subacru și a serviciul public de interes local. Voi da, doamna, să știu asta și gândesc un pic. Cam trebuie să o să vă citiască la acordonarea compartimentului, la partea societății. Da, înseamnă că acordonarea compartimentului este aparatul de specialitate al primarului. Coordonarea activităților compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului se realizează după cum urmează. Primar. Consilier personal al primarului, compartiment buget contabilitate venituri, compartimentul ridicii resurse umane, compartiment audit public istiar, serviciu voluntar pentru situații de urgență, poliție locală, compartiment de servire,
compartiment tehnic. Viceprimar, cultură. Secretar, compartiment stare civilă, compartiment agricol, compartiment de asistență socială. Notă. Atribuțiile primarului și viceprimarului sunt cele prezentate la capitolul 3 din legea administrației publice locale 215/2001, ale secretarului la capitolul 10 din aceeași lege și cele care rezultă din alte acte normative. Potrivit articolului 65 din legea 215/2001, primarul poate delega exercitarea unora din atribuțiile sale, viceprimarului, secretarului sau altor funcționari din aparatul de specialitate cu competențe în aceste domenii. Atribuțiile compartimentului buget contabilitate pentru le mai citesc, ci... Da. Cu privire la activitatea de relații cu publicul. Pentru urma desfășurarea activității de informare și relații publice, în cadrul primăriei Crașin, acesta va organiza va fi organizată cu următoarele componente. Informarea publică directă a persoanelor, informarea internă a persoanelor, informarea instituțională, informarea directă a persoanelor și informarea presiei sunt privilegii și competențe obligatorii și exclu celelalte componente ale activității de informare și relații publice. La nivelul Comunei Crașin, atribuțiile de linie a relației presa aparțin primarului Comunei Crașin și cea a informării direcției a persoanelor vor fi îndeplinite atât de primarul comunii cât și de secretarul comunii la Comunei Comunii Cotinela. Pentru accesul publicului la informații de interes public difuzate din oficiul la sediul primăriei Comunei Crașin s-a organizat unele informare documentare la afișez. Prezentarea în format electronic al informațiilor comunicate din oficiul de către primăria Comunei Crașin se va realiza eșalonat, având în vedere dotarea cu tehnică de calcul, acces la internet și altele. Accesul la informațiile de interes public comunicate din oficiul în cadrul primăriei Comunei Crașin se realizează prin afișele la sediu, ori publicare în mantorul oficial al României sau prin mijloace de informare în masă, tehnici pe pagina de internet. Consultare la sediu, punctul de informare documentat. Se vor respecta cu secteze substanțiunile de voste de lege, termenele pentru comunicarea asistă a răspunsului solicitanților la informații de interes public. Toate cererile vor fi înregistrate. Se va realiza o evaluare primară a solicitărilor, ultima cărora se stabilește dacă informația solicitată este o informație comunicată din oficiu, utilizabilă la cerere sau exceptată de la nivelul acces. În cazul în care informația solicitată nu este din cele care se comunică din oficiu, solicitarea se transmite tuturor componentele ale primăriei care verifică respectarea articolului 10 din legea 144/2001, care prevede exceptarea de la liberul acces al cetățenilor informațiilor. Din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinei publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate cu privilegii, privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale cu privilegii, privind datele personale, pot privilegi informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea lor duce atingerea asigurării unui proces echitabil, ori interesul legitim al oricăruia dintre actoarele implicate în proces. Persoana responsabilă de informare publică ține evidența răspunsurilor, realizează organizarea și puterea punctului de informare documentare, întocmește un raport anual privind liberul acces la informații de interes public. Persoana desemnată cu atribuții în domeniul liberul acces la informații de interes public este doamna Radu Maria Daniela, iar Comisia de Analiză privind încălcarea dreptului la dreptului de acces la informații de interes public este formată din viceprimar, secretar și consilier principal Ciolac Veronica. Da. O să trecem la punctul următor cu ordinea de zi și anume privind revocarea autorului Consiliului Local numărul 69 din 28/9/2017 privind aprobarea noilor tarife pentru servicii publice alte decât ce de alimentare confortabilă și precarizare. Știți că noi am dat hotărâre din septembrie, prin care am aprobat și tarifii care le-a propus Adibu și Cucravu, pentru alte servicii decât sunt la noi. În general, aveau niște servicii care prestează în zona unui sector pe operatori economici, cum de zi, chimic sau cu rafinare și mai departe. Apoi ei acum o adresă prin care îi încurcă acest lucru și îi spune încă să vă rugăm să le trageți pe ordinea de zi a ședinței, dar noi deja am și aprobat, a fost un local pe hotărâri care viza aprobarea modificării tarifelor, prețurilor serviciilor grave, altele decât cele pentru apă și canalizare.
În loc adresele în care a fost aprobată fiscalie, consiliile care vor adopta o hotărâre de anulare acesta. Știți că l-am aprobat în septembrie. Dar acum, hotărâre. Se aprobă revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 69, din 28.9.2017, privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare alte decât cele cu apă, potabilă și canalizare. Articolul 2, prezent la hotărâre, va fi comunicat Asociației de Dotare Intercomunitară de Bacău, ADIP, de Prinzi de Bacău și va fi adus la hotărâre publică în părțile lui. Raportul de adus la raportul de amizare. Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea oricum și miștii publice, a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local 69 din 28.9.2017, privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice, altele de cele de alimentare cu apă potabilă și canalizare, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale din 2015 replicată, articolul de hotărâre și propune Consiliul Local să adopte forma prezentată. Și cea din... Citește, doamnă, citește, Adrian. Da. Raport de avizare. Comisia pentru administrație publică juridică la apărarea oamenii și justiție publice a dreptului de cetățenilor analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, al primarului și al serviciilor de dezvoltare. Consideră că acesta este necesar și oportun, conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215 din 2001, republicată, avizând dreptul de hotărâre și Consiliul Local sau tot în forma prezentată. Proiect privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Brașov, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Brașov, numărul 31 din 1999, care se completează cu poziția 228, conform anexei care face parte integrantă de prezenta hotărârii. Articolul 1. Se aprobă inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Brașov, de Subatău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Brașov, numărul 31. Pentru 1999, care se completează cu poziția numărul 228, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre se comunică primarul Comunei Cașin, Revectul Județul Bacău, compartimentului buget contabilitate venituri și achiziții publice și Consiliului Județean Bacău în termen de 10 zile de adoptare. Deci știți că noi astăzi am aprobat și am achiziționat și am montat un monument în cinstea eroilor care au fost acum 100 de ani valea poliției, da, poliției grădinii. Și acum trebuie să introducem un domeniu public. Așa e procedura. Se introduce denumirea bunului, monument centenar dedicat eroilor căzuți în luptele în primul război mondial. Elemente de identificare. În satul Purița, în zona poliției grădinii, suprafața construită 1,44 metri pătrați, asta e suprafața construită la sol. Deci, asta e la sol, este o înălțimea lui 3 metri și altceva. Din piață naturală, gresie de oituz, de culoare crem, deschis cu nervuri cărmizii. Anul dobândirii 2017, valoarea de inventar 22.600 de lei. Situația juridică la actuală, domeniul public a Comunei Cașin, conform hotărârii Consiliului Local, facet că... Iasă. Comisia pentru administrație publică juridică apărarea oricum și niște publice, a dreptului cetățenilor, care sunt proiecte de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al Comunei Cașin de Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 31 din 99, care se completează cu poziția 228, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre, consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre, propune Consiliul Local să adopte în forma prezentată. Aici o să vă mai dăm o informație. N-aș fi vrut să vă dau, aș fi vrut să văd visul realizat, să vă pot și cum ar veni. Se apropie la Moșvier și cu grijă a fost un judecător care a intervenit la școlul nostru. Sume de bani pentru cei care au monumente istorice din localități unde s-au dus lupte în primul rând de mondial pentru infrastructura care duce la acel drum. Noi am solicitat în vară 2.300 da? De miliarde de bani vechi. Am solicitat, acum văd că calea a se materializat, fiindcă ne-a cerut documente justificative, dar trebuie să fie și acest obiectiv în domeniul public, a se face dovada că îi aparține, îi comunică așa.
Și s-ar părea, s-ar putea, deci nu mai zic că o să vă mai anunțăm, când v-au semnat contractul de finanțare, e vorba de 23 de miliarde pentru refacerea drumului de la Coma Gheorghe, este un Coma Gheorghe acolo, la kilometru 4, până la 20 km 10. Așa? Drumul va păsta în reparație, ce înseamnă? Balastarii, deci pe zic, cu preadă spartă și șanță pe partea versantului. Șanță pe partea versantului și continuiști la deal, partea dreaptă. Așa spune. Atât. 23 de miliarde. Și la un trebuie acolo se asfaltează, chiar la Constituția, când a discutat-o primar, dar ce? Valoarea asta nu asfaltează. Numai cum se asfaltează. Repare, 23 de miliarde. Și trebuie toate condițiile făcute. Am cerut și noi 23 de miliarde cu speranța și cu speranța de a primi acești bani. Așa puteam să solicităm pentru asfaltare. Dar se ducea la ordinul 10 ori de miliarde și am diferit de drumă de asfalt, în jur la 60 miliarde. Dacă o 5600 de adevăr acum ai 1 milion de euro, 40 miliarde, vă dați seama că 7 km sale la 60-70 miliarde. Și rând 60-70 miliarde, eu zic că nu prea părea de bun simț de partea noastră. Sunt nemulțumit și dacă o primim banii ăștia ca să facem drumul la... Vreau să vă zic și eu ceva, cei care fără nu au bun simț. Nu știu. Știți că era zarzul Dumnezeu să continuează aia. Da. Avea o vorba lui, spunea și că prostul nu-i băia deștept. Păi nu-i băia deștept, dacă e prost, nu mai e deștept. Nu mai deștept și nu pur. Înțelegeți? Dacă cereați 60 de miliarde, 60 de miliarde vă dădea. Nu. Banii sunt limitați. Nu. Hai să vă trăgeți, nu vă vreau, deci nu v-aș fi situați, nu vă vreau. Banii sunt limitați. Și azi vă spun o chestie. Nu, vă spun o chestie. În Gogna ai trei monumente. Iar tăia cu ei și dacă bani nu au monument, ca să-i iei și nu la cașă. Deci, Târgoviște au un moment. Le-a tăiat de ceva pentru un singur moment. La Coșna, la Părgărești, nu-i dă niciun bani. Și nu îi dă. La Vasilea Cașă nu-i ia niciun bani. Deci a tăiat pe alții ca să le-a de aici nou. Și dacă cereau, v-a spus și proiectul la scoare, care a făcut cu 29 de miliarde. Este un proiect bun simț, făcut de noi și aprobat de Consiliul Local. În speranță, tot ce a zis, bă, să aprobe. Chipul nu s-a aprobat la noi, a aprobat la alții proiecte, cu 100 miliarde să repară o școală. Eu vă spun zic, 100 miliarde nu facem o școală nouă. Dar, na, așa au proiectat, ăla semnează, cu ochii bine, ce fac ei. Dar, vă mai dau alte informații, acolo aș ședință la prefectură, împreună cu cele au cușurile de cea cu doar prefect, să fac depunere până în 30 a proiectului. Noi trebuie mergem la Vădua București și vine cu proiectul, cu dispersat. Ce avem noi, să-l depunem. Sunt localități care au cerut, inițial, acești bani, cu proiecte estimate, dar care nu le-au făcut. Noroc, mă spun, nu le-am făcut. Noi acum, ultimul avis, le-am venit la Ion și avem totul un model. Acele localități nu contează și culoarea politică a mei. Că cei de la Ministerie, acolo sunt niște agățări, dar de tine. Are. Și trebuie, nu are, nu are. Și cu speranța că am stat cu domnul președinte Brașovean, nu? Brașovean, după vorbim, și mi-a zis, domnul, m-am luat speranța, foarte speranța, domnul, vreau să fiu acolo de 29 miliarde. N-am avut 29 miliarde. De 29, după cum simt făcut să fac, școala aia să fie extins în fața unui lucru. Viitor supremul, nu? Și a zis, nu fiți supărați, că multe proiecte vor pica acum, că nu au toată documentația completă, și va fi cu siguranță un PNDR3, fără unui bani. Și atunci, cei care au depus, suntem acolo, o să trebuie din nou, noi avem proiectul gata cu școala, și sper că va fi și anul finanțat. Acum, vă spun sincer, am mai văzut comisar la Bacău, ca să nu o să încercăm de punem cu CNI. Cu CNI, acolo divertiți la urmă, vedem, undeva trebuie să prindiți noi proiectul, trebuie să prindiți proiectul ăsta. Dacă am prindit școala proiectul ăsta, vă spun că dacă noi am prindit școala proiectul, dispensarul va fi, vă spun, va avea ca venit stomatologic în cașă, va fi ecograf, ecagen, ultimul ori. Vă face cu dracu medic specialist, vină, 2-3 ori la cașă, puțin sau o să fie dânși. Și la proiectul ăsta și puțin va fi dotat ăla. Va fi asfaltarea de 5-6 km de drum, care vom asfalta de primăvară. Am făcut chiar făceam un calcul, am văzut la agent, luna în octombrie am consumat benzină 20 milioane. Am fost la Iași de 3 ori, la Bacău. Nici ei n-au trebuit să iei de vorbă cu mine. Mă caut pe ei și cu primarul ăla, cum ce mai faci? N-au trebuit să iei de vorbă. Azi am fost la Bacău, mâine mă duc la Bacău, joi mă duc la, că vine pe Gala București, nu trebuie să mă duc la Iași. Cu niște hârtii nu vă la fel. Ne-a dat un pas, cum a fost un geam. Dacă noi vom reuși să obțin banii și obiectivele astea și va începe și canalizarea, asta va începe și canalizarea, asta depinde de alți factori. Noi acum nici nici cumpărăm terenul, l-am intrat pe Google la primărie, n-a primit. Nu știu să discutăm cu el. Cei din Sfântul? Sunt de acord, am discutat ce mai dau? Dar trimit eu, așa și eu mă văd că zic. Nu, mai așa nu mai greu. Cei din Sfântul sunt de acord, în Sfântul?
pare din cursură să așa. Să toți atunci, nu mai pot. Ce să vină toți. Da. Nu poți să te muci dacă n-ai un act. Da, să ai poți să facă de toate nu poate să vină un act. Tu de toți la un moment poate să cedeze situația. Da, ai 200. Da, da, mai deci cam așa stau lucrurile. Ia zic că la unii doar să fac. Da, a rămas stelul și cu Ionic. Da, da, au urmași. Da, au urmași. Da, au urmași. Și da, au urmași? Ăștia. Nu, nu, băi, la să rămuri. Ăștia sunt urmași. E Costit Brâncea. Da, e Costit Brâncea. Stelul. Stelul, da. Și cu Ionic. Și Gicuț. Da, bine, e. Da, mă, cu Ionic, acolo, nu scrie. Deci, da, dacă nu vă reușiți să puneți piesa lui Sigur, spasă la contractul, proiectul este în regulă, avem acolo 5 miliarde. 45 miliarde, sau care 50 miliarde, care s-a asigurat. Deci au primit la 47 miliarde de bani în cont. Îi ținem acolo, că nu putem până nu terminăm statul pe execuția. Și în prima vară avem 70 miliarde, pentru că nu mă treabă. Avem un consultul, în prima vară va pleca. Pe ulița, la vedem unde începem, să facem. Dacă vom reuși și cu școala, dacă vom reuși în mată să aducem 70-80 miliarde, în comod, eu nu cum mare, vă spun. Bani pe iadul, numai atât de tot cât a fost doar în școală. S-au văzut? Nu, 50 miliarde. Nu, 45 miliarde. 45, aproape 50 miliarde. Nu, aproape 50 miliarde sunt cu produsul ca de lucru. Deci, nu tu ești auzinat, ceea ce s-a întâmplat, nu vreau să mă lau primariu, că sau sunteți spățări noastre, sau o parte, câte și mevii consilieri. Deci, nu s-a întâmplat. Și fondurile europene au fost. Și 2008-2012 au fost fonduri foarte multe, cu 3-2-2. Și căminii culturale erau foarte ațiți, canalizare, care au fost lucrurile produse, dacă nu niște bani vorbiți. Deci eu zic că avem făcut în euro în comun. Când mai apare totul control și mă obligă să mai modificăm codul fiscal, impozitele. Oamenii ne au fost bine mulțumit, ca și cum a fost cu căruții. A fost nemulțumit, a văzut că la parada a venit mai mult decât de cât a fost anul trecut. Au înțeles că am explicat. Omul una când îi spune cineva, rău voi cor. Și așa una că stai de vorba în ele. Și am arătat să fie, uite, nu uite la mine, la post capriști. A urmă, a fost rolul ăștia, ne-au desistat. Asta e și eu am avut imputare să-l fac, nu? Aș fi pe-a că am plătit prietenii care dă la copii, am dat banii înapoi și o dat așa. Deci la proiectul privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local pentru categorii de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin finanțele, pentru obiectivul de investiție, extindere, reabilitare, modernizare, exploatare, scrisa roman, s-a atras și comuna ca și din spațiu. Deci acest program național de dezvoltare locală s-a făcut conform OG-ul 28, ordonat de guvernul numărul 28. Acolo sunt niște cheltuieli eligibili care plătește guvernul, Comisia de Dotare, și niște cheltuieli neeligibili care trebuie să suporte unitatea administrativă teritorială care accesează acel proiect și la finanța. Articolul 1. Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categorie de cheltuieli care nu se finanțează la bugetul de stat prin PNTL pentru obiectivul de investiție, extindere, reabilitare, modernizare și dotare de spensar cu mansa, ca și până ca și de departe, cu suma de 78.145 lei, cu TVA în plus. Cum sunt? Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului. Studiile de fezabilitate, documentații de avizare a lucrărilor, a investițiilor, studiilor de teren, studiile de cealaltă. Studii specializate, expertizele tehnice și audit energetic, asistență tehnică, consultanță, verificarea tehnică a proiectării, taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații, organizarea procedurilor de achiziții active și încorporate. Cheltuie conexii, organizări de șantier, comisioane, taxe, costuri legale, costuri credite, cheltuie pentru probe tehnologice și teste de predare la beneficiar. Articolul 2, în sensul cel prezent la articolul 1, bugetul acestui an a fost alocat 28.000 lei, urmând ca bugetele de venituri și cheltuieli a anilor 2018-2020 să fie prevăzute aprobate cele necesare. Cu siguranță la bugetul anul viitor. Dacă mă simt la contractul până în decembrie, noi în ianuarie trebuie să facem procedura de achiziții de proiectare cu proiect de execuție. Și cum îi știați? Aici să luăm și facem altul. Nu. Deci, un sfert, partea spre curții încolo, un sfert la curești se strică și se va face, se va masarda. Va fi foarte frumos faci. Se masardează, se face cu etaj. Masare se face, pe busier. La parte se fac grupuri sanitare, depozitare, la etaj se face cabinetul masologic și cabinetul doctorului internist. Unii va face ecografie și
Va fi, nu-i comod, fiindcă acum ne obligă de SP-ul și de asta vizul, vă faci lift. Asta e. La un etaj? Așa te obligă. A lift intră? Da, mă, că e mișto, că eu cred că o persoană cu dizabilitatea nu poate să o fi spărut. Da, da. Și dacă ai o cine zic, cine zic, bă, vreau să-l uitaș? Unul mi-a zis, eu nu ia, tot drumul. Acolo spate zicea că a fost un proiect de hotărâri, îi face doctorița veterinarul în cabinet, acolo ceva? Așa, a fost și proiect de hotărâri. Deci a fost o discuție, în principiu. Deci una avea discuții cu sindicatul local, domnul consilier și una avea cu ilustrării, adică cu consilier local, altceva. A fost o discuție că ea vrea să facă acolo, dar nu acum. Unii este acum toaleta și o depozitare acolo, e o clădire. E o clădire care... Nu a fost, dar dacă trebuie, o clădire acolo și vom face noi acum ce vom face, o zi mă rog, e vântă, mă. Da. Mă lăsați poate un timp. Cam titlul informativ, poate e proiectul care se face, puteți să cuprinde și o cameră plus, care... Nu, proiectul este creat să fără cifre, în 50 miliarde, așa, sunt dotările, plus construcție. Deci am limitat cu construcție atât cât avem bani, putem o construcție. Nu, zic că... Nu, dar e suficient. Rămâne... Nu, dar trebuie să lăgăm veterinarul lângă... Nu. Nu știu, ăsta e o... Vă spun cu sau lucruri. Noi suntem doar la doctor veterinar, să putea să fac acolo, a refuzat. Dar nu pot să bat. Dar nu dă voie de SP-ul, în primul rând, SP-ul, ca pentru veterinar să fie împrietit cu cel uman. Adică și noi suntem niște animale, dar nu e cu baia. Chiar de astea. Dar nu ești sfesarul până în veceu acolo? Nu. Deci n-am timpul în veceu. Deci dacă nu ajunge... Dacă doamna vrea să-și facă acolo, noi vă pun la zbos să-și facă. Dar nu vrea să se construiască. Se construie noi. Acum să știți cum e problema cu doctorul veterinar. Ei concesionează domnul serviciu ăsta cu 5 ani, 10 ani. Și ei câștigă foarte mult bani. Vă se construiască domnul, spuneți voi ce spațiu, renovează-ți. Vieni, doamnă, vă renovați ăsta, cheltuielile care îmi devizite, deci noi devizită promocă să-l local, dă-ne devizită care vreți să dați către noi, o să vă scăpim. O să dați de devizită zero, la un moment dat până să spingi suma aia care ați investit-o dumneavoastră, clădirea e noastră, frate. N-a vrut ce așa, doamnă. S-a construit noi. Noi acum avem alte obiective, pur și alte... Așa ai refuzat, și acum că a venit la măsării acasă și la acasă vine cu mașina ambulatorie, vine cu mare mașina ei, care vine cu concesionare. Deci ei câștigă mult bani, doctorul veterinar. Ei concesionează serviciul. Nu este, nu spuși de noi. Ei concesionează condiția civică, oasă veterinară, la Flău, minister și mai departe. Știți că a fost și un scandal, cu mic cu ceva la... Da, că golul nu își face nu știu câți ani de zile, băi, da, a fost tot ceva. Acum când a fost cu... Da, da. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Bugetul Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Dezvoltare Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDR, pentru obiectivul de investire, extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensarul Mansard Caș în Comuna Caș, în județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, o să trecem la punctul următor. Aici s-a făcut următorul punct. Privind modificarea contractului de achiziție publică numărul 7278 din 2 ianuarie 2016, respectiv aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiție de construcție poza autotrafic Cușor și Petunat, peste părâul Cuița, la Tărbuța Aurier, la Cuița Cumuracaș de Zbator. Noi când am făcut proiectarea la acest pod, a făcut o lege de urgență, autorizația de dată lege de urgență ca să putem construi mai ieri, proiectantul, ce înseamnă ce urgență? Poți emiți autorizații fără aviz. Dar după emiterea autorizației și începea construirii de urgență, ai obligația de a intra în legătate cu alte cuvinte, adică să-ți scoți avizi la instituții statului competente de a te aviza pentru acea lucrare. Bun. Când am ajuns la apele cei de la mediu, nu ne dă avizul fără cei de la apele români, fiindcă altuia este administrat de ei. Avea părul lui Poliția. Cei de la apele români, pentru a băia cu lor tehnic, azi ați discutat și de sus păcarul, le-a dat avizare favorabilă, dar cu condiția să modificăm proiectul în ce sens? În loc de aruncamente, așa se numesc, acele pietre sau stânci care se pun la baza culeii, rup apa, a fost zi de sprijin.
Și automat când le-a modificat proiectul, s-a modificat și valoarea proiectului. Aruncamentele aveau un preț, zidul sprijin ce inclusiv, betoane, zăpături, fierbe, tot este alt preț. Și aici vine, dăm acest hotărâri pentru un mod suplimentar. Deci, practic, betoarea e cam așa. E un cuvânt așa, e un vent legal. La solicitarea celor doamnă românii, noi ne-am modificat, spui așa, soluția aleasă va duce în pricina modificarea contractului de achiziție publică. În conformitate cu legea 98/2006 și achiziție publică, în secțiunea a doua, articolul 222. Dar ce se spune conform legii, în care se putem face până la 250.000, la 250.000, până la cât vine 200% valoarea contractului. Și acum, practic, se mărește valoarea contractului când noi am fondat notă de renunțare la ce a fost aruncamente și vine cu suplimentarea cu zidul sprijinul la cei rapid români. Se va mări cu ceva în jur la 20.000. Dar se va executa? Asta nu pot executa final, da. E ce fac? Mi-a pus să vă spun cu toată lucrurile. Aici am o supărare avea vis-a-vis, dar având în vedere că avem multe proiecte și ne izbim de aceste instituții ale statului tot timpul, în ideea că le-a pus să ridicăm, să facem ridicare topografică, 150 metri naval, 150 metri în amunt. Ca pe viitor, acum, ca să îndeia, nu trebuie să facem o zi de sprijin mai bun. Să facem zi de sprijin cu toată porțiunea. Practic tot. Eu vă spun să faci cu 300 metri în iar, cu o parte și față de zi de sprijin, cum e acolo în alt, noi nu vom avea bugetul nici cu 5 ani. Și pe 5 ani, pe 2 mandat, de buget local. Dar ei, când prinzi la fugitură, ca să iasă ei din obligația de a face chestia lor, că acest părâul cuță este catastrat și este a statului ca în administrarea pe români, le bag băciulea nouă pe umeri. Și în momentul când se întâmplă pe minunii sau așa, zice, dar domnule, dacă o reputați, am dat primării, se fac un băs păcat. Și aia ce v-a zis, e foarte greu, dar noi, acum inițial, vom face din sprijin. Când îi privești numai uleiile potului și până o vizitoare. Și grămadă supărare, ce se întâmplă? Noi acum trebuie să facem doar, am mai făcut mașini, am vorbit cu doarea, zic, ne-am zis cum e portii bun. Trebuie să scoate domeniul de la stat, de la țăraia României, să trece în țăraia roasă. Și trebuie făcut o documentație, înainte ca fost județean, ăștia ne-a zis la guvern, dă o tărit cu guvern în care spune, că porțiunea aia de, nu știu, 100, 200, 300 metri pătrați, trece în țăraia României, la țăraia comunitară. Eu astăzi sunt la voia știință, am propus, domnule, hai să vorbim la funcționarea funcțiilor la frumos, nu duc nimeni lomba pe avizită. Și avem curs de apă cadastrat, nu intra în planul care trebuie să fie. Să fie anul. Să fie anul, nu a statului, să fie anul țăraia noastră. Și nu e rușit nimic și noi. Anul ăsta a fac 100 de metri ca pe oare, 50 de anul, tot ce face. Cine e fiar, nu lasă de acolo la realitatea celor la frumos. Nu au vrut. Zic că ei podul unii fac, am zis că podul unii fac, îi face singur. La fără de maluri, prea puțin, am făcut malul să-și cu 30 de metri din iar. Dacă arăt dosarul și-a făcut vreo 4 adrese la guvernul Ponta, pe care guvernul Ponta, prim-ministru, și-a aprobat 30 de metri în iar, în FSU ei, și le-a căzut mănușii de acelor doar românii că ei au făcut lucrarea, au executat-o, cred că domnul mă interesează să ne execută. Să facă, poate să vină să execută acum acasă în canalizarea, să facă buxel. Facă buxel, o canalizare, oamenii trebuie, poate trebuie să faci ceva pentru comunitate, nu poate trebuie să facem noi, poate mai bine o facă să le facem noi, că nu mai e responsabilitate, că stai cu grijă cu stres, că e făcut opinii, că e făcut opinii sau ce e ce nu. Da, cam așa stau lucrurile la, și la fotul ăsta. Se aprobă condiția legii achiziției publice, modificarea contractului achiziției publice numărul 7278, din 2.9.2016, respectiv aprobarea lucrării suplimentare pentru obiectivul de investiții de construcție pod autotransmisor pedonal peste Părâul Cuița, la Tăscuța Aurel, în Sartul Cuița, cu mânacajul de Spatua, un procent de circa 27% din valoarea contractului, reprezentând 67.327,75 lei, fără TVA, la care s-a luat un TVA 19%, 12.792,27 lei. Articolul 2, Secretarul Comune, vă comunică, va comunica, prezintă autorului primarul Comunei Cașin, doamne, Domnul Micăela, responsabil cu atribuirea contractului de achiziție publică, compartimentului bugetul contract de venituri și achiziții publice pe rând de subvarul. Și pentru toate chestiunile astea stăm și ne chinuim într-o jumătate de an, noi podul ăla e finalizat în procesul privind. Când am întrebat, au zis poți la bancă tot, să cer cu zâmbia și cu podul de gaz. Fiindcă cei de la România, în ultima ridicare, cu porțiunea de suculei, cum au zis inițial, când erați în aia, că să facem zidul sprijin, ai spus nimeni. Domnule, ridicatul să ține pe și la bancă, nu vine în altă. Da, a zis, când ne-am întâlnit noi acolo, că ne-ai făcut fotografie. Dacă este încă, nu știu ce n-am fotografiat de acolo. Acum ați făcut sincer, nu știu ce lucrarea aia, știi ce domnul Curea acolo, e turnat în mare, mare o stâncă mai puțin. Acolo e câte un bolovan de camera asta. Da, da, s-a bătut pe Olex.
o să plec bine, am făcut pe oliet cu piconul și în urmă s-a apofrat și s-a ridicat. Și în celălalt? Dacă iei să pleci, trebuie să pleci mai rău. Deci mergi de masă și tot, tot cu stânga. Dacă nu vreau să pleci stânga aia. Pleacă tot ce-i pe stânga în culința, dacă nu rupi asta. Parapet trebuie să facă, domnule, și într-o parte și într-o parte. Așa o să spun. Deci, de ce la trebuie să pot numai puțin... Trebuie să dă mai sus? Nu, e când are cu proiectul, soluția mai e. Adică se spune aruncă, vedeți? Când băieți îți pui stați opost la ea cu poate cuvinte și așa. Ia, nu spuneți mai efectiv, nu i-a pus orice să ducea, nici bani la mea. Am achitat acum ca să văd cum stau lucrurile, să-l la raportul primar. În multe lucrări le-am închis și am achitat la trecut în spate. Acolo podul a favorizat la pod, mai avem un pic de stați pe noi, să achităm și la podul din coace. Le-am început la trecut în forță. Să-i faci, să-i punem în picioare în mai înaltă. Dar am avut prins la noroc, nu i-a prevăzut. Noi le-au mulțumesc pentru buget. Plus că cei care au venit comisie și le-au buget, era foarte puțin. Pentru podul ăsta de aici, unde a fost culia, am creat, i-a dat 600 de lei. Acum, 600 de lei, mai mult se sortiți și toată lor și podul, și grea. 600 de lei, 600 de lei, mai mult la fiecare. Așa, noi le-au prevăzut din bugetul. Și au rămas prestanți, dar venit că au costuri care au o potetă să-i vici, să-i termini și noi să-și facă cam treabă. Da, suntem de acord. Raport de realizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Bugetanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de achiziție publică numărul 7278 din 2 ianuarie 2016, respectiv aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții, reconstrucție, pod autotrafic ușor și pietonal peste Brăul, Curița, la Trăcuța, Orel, Sat, Curița, Comuna Cașa și Județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor, articolul 44, legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în formă prezentată. Întrucât au fost parcurse toate proiectele de hotărâre pe de ordinea de zi, vă rog să vă închideți la cuvânt. Rectificarea bugetară e trecută, nu avem probleme. Reprezentantul la școală nu este problemă. Drumurile le-am lămurit cu așa, cineva dacă vrea să pună în loc de lăcrămeală Bucuruza, cu locul lui acest scris. Da. Nu, astăzi se stabilește pentru că o să primim la comisia tehnică. La Bacuruza. Zonarea este trecută și obligatorie. Aparatul de specialitate, cum vi-l faceți și ieșați pe așa cum vreau, cum vi-l organizați, așa este. Hotărârea asta, așa e de 9/2017, privind de modificarea, e normală. Modificarea asta, poziția 228, la fel, e trecută, așa. Extinderea asta cu, se dau bani? Nu face. Asta este. Lucrări suplimentare la podul la trecut să nu e problemă. Aș vrea să, la diverse, să întrebăm cum mai stăm cu problema cu gazele, dacă puteți să ne dați un răspuns, cum mai stăm cu problema căminului cultural din Curița. Pentru că în momentul când am fost s-au făcut marcajele la pădure pentru lemne, erau mai mulți care ziua respectivă mergeau la zona unde marca și a fost o discuție, printre care cineva a zis că în următor dați-i foc. Nu știu dacă erați acolo. Nu. Așa, dați-i foc. Și eu le-am explicat că e situația, că există procesul lor și că nu se poate face nimic, că nu l-a fost predat de către executant Consiliul Local, așa, ei au susținut-o pe lor. Dar pot să vă spun că am fost și eu și m-am uitat, ușile alea sunt deschise acolo, nu știu cine și cum, până într-o pe acolo jaluzele alea le-au făcut, practic, au făcut, le-au copiii, cine intră, cine face, nu știu, este bine, aș propune, dacă nu greșesc, să faceți o informare
executantului și să-i aduceți la cunoștință toate berele de astea. Să nu cumva să ajungem în situație să ne zicem. Exact. Cine știe, mai deschidem un proces iarăși. Zice că noi n-am fost cei care am avut grijă cu totul, că știm din discuție că baza aparține lor. Nepredându-se obiectivul la plecare, aparține lor. Da. Da. O să vă spun că, să știți că Căminul ăsta la Cuța mi-a creat sincer situația cu mine. Mi-am lucrat 5 ani de ani. M-am bătrânit cu 10 ani. Acum am mai auzit. Cu care a fost prost plecat la început. Achiziat prost, făcut la grabă, la viteză, cu interes, fără interes, nu pot să zic eu, vor vedea alții o dată. Știți prea bine că la primul ăsta a fost două pătrate. A fost trei pătrate. A fost un pătrat când s-a licitat prima asta, firma respectivă a acest aliment, condițiile construite de firmă. S-a făcut o reproiectare, la reproiectare s-a dat o valoare de 7 miliarde. S-a licitat 7 miliarde cu maximul, nu așa s-a licitat. Alte lucruri s-au pierdut atunci, pătrutul nu i-a convenit acolo și spun, domnule, l-am verificat cu toate că nu trebuie iar să fac pătrut, sunt nicio formă. Că, fiindcă când citești ceva, ai obligația de a verifica plasamentul, mai ales o construcție în curs, ai obligația să te duci o vezi între anicitații. Băi, e acolo, cum spune Natalia Sargent, e construit la roșu și construit bine? Nu e. Dacă nu e, fii cu ce calificări. Părții pătratate. Domnule, nu-i bun acolo. Că ești cum l-am făcut la inițial, nu-i bun aia, nu vin pe ce licitez. Că știți cu ceva mai mari valoare, că nu-ți conveni cum arată construcția, că ea nu trebuie modificată sau unele lucrări să vezi de făcut din nou. Și a venit cu un alt pătrat de 6 miliarde, care a fost cu încredințare directă. Pătratul cu 6 miliarde, care știți prea bine că alocamentul păsit local, 1.120.000 de lei, primăria, s-a păcut 60.000 de lei, din toată 3-4 ani de MAP. Contract care m-am judecat 2 ani de zile, m-am judecat eu. Eu, cum un acașă, la acașă primar și consiliul local, 2 ani de zile și am reușit să anulăm instanță. Deci am scos ca fiind încheiat ilegal și am anulat instanța CV. Ce urmează? După ce s-a anulat instanța CV, când consultul vine și din dă judecată, spune că el în contractul așa, ilegal, anulat, așa spune și aia, ilegal, anulat, el a spus niște lucrări și noi ne îmbogățim fără niciodată cauză. Ne dă judecată. Să spune și la expertiză. Dă expert să facă judecătoria, judecătorul, expert cere partea anilbat, expert cere noi partea. Expertul nostru îmi spate o valoare și vă spun că aia e valoarea adevărată, că a fost un expert foarte bun, un expert care nu că a ținut, lați-l cu noi, ținut cu dreptatea, cine o cunoaște și se numește Irina Veterescu, eu este o fată la 48 de ani, corectă, care nu, dacă nu e dreptate nici nu mama ei, părinților, în dreptate, dacă nu au dreptate. Îi spate o valoare de ceea ce a existat el, care spunea că face 6 miliarde, de 2 miliarde și 600. Expertul pus de judecătorii, un anumit Bunea, Claudiu, nu știu care știu dumneavoastră, care știi, e mai roșu la față tot timpul. Nu că așa este. Locuiește în starea naturală. Locuiește în starea naturală. Așa, da. Bunea, Claudiu, spate o valoare de 4 miliarde. Expertul Anel Bacului, spate 6 miliarde. Era și normal, spate 6 miliarde, că... Da, plus lucrările executate acolo, găsești în expertiză doar în Tinescu, care nici partidul, nimic nu ne-a considerat că se recute făcute acolo și sunt în altă parte. Este vorba de ceva, de papiere, borduri, care nu sunt acolo, dar sunt recute că au făcut acolo. La care o să spune primarul, da, domnule, mergi primarul să le pun în altă parte, să pute la căzinul cu curaj și altă parte. Nu se face ceva. Eu dacă am o lucrare, spun cu ei, spun cu toate elementele acolo. Nu că le duc, atunci nu am necurt de acasă. Bă, ce pui toate pavelii? Spun și la mine acasă sau la vechi primar. Nu. Ce aș fi să fac acum? Așa, ca să vă spun cu toamnul, vă fac o scurt istoric, ca, în care nu știu ce vor. Și urma, mă judecăm, ce face urmă de instanță la acolo? Noi am vrut să mă duc cu ce sunt altă parte, nu dăm voie legea. Noi avem un recurs acum făcut la urmă de acolo. Dacă gătul nu mai pe domnul să ne repună cu urmă, ce se întâmplă? Nu ne dă judecată din nou, dar dă judecare. Iar judecarea lui vă cere ori la Focșani, ori la Cluj, un diferit nu l-a făcut. Fiindcă la Păcos a văzut clar că instanța judecată, o spun public, se-și filmează, i-a dat dreptate extra păsusului. Adică dreptate la ceva care, practic, fură banii public. Cu toate argumentele, că chiar eu am schimbat avocat între timp, am zis că avocatul și, într-adevăr, avocatul care l-a avut a fost corect. A ști și doar la viceprimarul, în terminarea lui, unii spune nelegurile care s-au făcut.
Și ce face fratele lui Stanța? Nu ni dă la contractul 2 care am anulat, plătimul, 2 miliarde și 8, cât ar fi corect, consider eu, și așa că contract și expertul nostru, ni dă scot din 4 miliarde. Cât a zis în judecătorie. Da. Într-o parte bine, gând și alții miliarde, ce pot ținea mai ai un două. Dar când ne-am judecat, eu am cerut expertiză. În expertiză, un alt expert, Leonida Fotescu, își permite luxul, dar la fiind expertiză, de că acolo mai sunt lucrări efectuate acolo în Curtea Valoare, după 50 de mii, dar nici nu de contoare. În baza expertizei, pot spune că viața sunt facturi, sunt mi-a dus la primărie, de băi, că sunt ăsta. Nu, vă dau judecată. Pun în spate o factură anulată, care n-a ajuns niciodată la primărie, vreo 2 miliarde și ceva, factură care... Pun în spate și încerc pe astăzi 1% pe zi. Și află că istorată de judecată, spune că avem Bacău, îi dă judecată să nu-i spătim pe rădăți 2 miliarde de ăsta. Și noi acum ne aflăm la Bacău. Urma la așa, un disciplinar la parchet, a făcut un disciplinar la DNA. Deci este strigătul acest, vă arătăm dosarul și dosarul lucrurile acolo. Deci, și ce a avut de timp? Eu refuz plătire. Cere și amânare, da? Smart-ul, s-a lucrat de productiv. Și fac refuz la Bacău, la București, la dată acolo. Ce faci cu sub? Mă dau judecată pe mine, să-mi puti mie 1 miliarde și 2 miliarde de amende. Ca primar, că nu duc la deplinire hotărârea de Tăpulească. Am zis, vă spun sincer, n-am dormit nopți, am mi-a pic un frică, băi, dacă mi-a făcut de neapărat, mă nenorocit. Trebuie să mă împușc, că altceva nu mai am gândit, nu? Când se pune proces cu lor, îi se dă un judecător. Se numește Antoche Luminiță. Care îi refuz, la Bacău, care îi refuz acest proces, spunând că este în conflict de interes. Antoche Luminiță, judecător la Tribunal Bacău, este impugnat la domnul Antoche de la și atunci am aflat și avocatul ăsta, unde este buva? Da. Unde este afară buva? Deci a refuzat. Păi că acel proces l-am câștigat. Istanța a respins denumitățile ce voia să fac eu cu mine, să-i plătesc cu 10 miliarde, 20 miliarde. Poate respins și a câștigat acel proces. Fiindcă eu făcusem, vă spuneam ce simt. Ținut să-mi ieșa luna, a început să termină lucrați cu 6 luni, așa să procedează. N-a stat cum mă mânesc. Deci eu am făcut ceva, acolo nu vreau, vei, nu vreau. Doar că eu vă spun sigur, nu era nevoință, dar nu puteam, mai nu pot să ține la așa ceva. Asemenea, inumități. Asta ne-a făcut nouă instanță la Bacău. A făcut memorii, v-a făcut memorii făcute la Ministerul Justiției. Dar o instituție a făcut. Memorii explicat, clar, firea păr. Tot răspuns cu cea de judecătorul, aia rămâne, că asta e cea România. Judecătorii nu se trage răspundere, ei i-au făcut cu judecat, cum judecă el atunci. Așa judec, adică a fi modificat. Dar cine modifică legea? Nu modifică. A trebuit modificat, fiindcă faptul, alți specii, vă dau un exemplu, alți specii cu tine și poate să pe aceea specii după funcția, un judecător, nimic modifică titlul, altul respinge, tot din apoi. Și este un judecător la Mărnești, la Tribunal Mărnești, care toate, avem un anumit titlul legal altceva acum, dar să revin cu... De modificat. Dacă titlul a suferit efectul juridic, deci titlul ăla a văzut teren din el, a văzut dezbătut moșterea, comisia judiciară nu mai modifică. Și îi trimite la instanță. Face tot pe instanță, să ajungi că totul pentru expertiză, pentru expertiză de extra judiciară, să nu o modificarea tarare să face respectiv. Este doar un judecătoare, nu dau nume, e și un nume la Onești, care noi îi punem în tribunale cu modificare ca să fie tipul de efecte juridice și comisia judiciară nu modifică și în timp de acolo este judiciar. Acum, ultima dată, am depus un ializiu juridic în depui și vin la ea, e tragic. Și s-a luat tot pe jandia. Dar ce faci? Babilici și puși de căzut? Nu, trebuie să nu de la aia, că aia nu vine cu câți pieți, nu facă. Aia, bă, cum așa faci? Așa faci cu un judecător, nu vrea. Nu vrea, are ea așa. Și la Bacău, asta am puținut acum cu căminul ăla. Mai mult dacă căminul, el nu ne-a predat. Ne pentru căminul nou, este în custodia lui Marie. Obligația de a asigura pază acolo este a lui. Noi am făcut târzi. Sper că oamenii ăștia pe la doamnă curia cu dosare, am făcut târzi cu poliții, a fost chemat, am băiat o altă ușă de asta. El trebuie să turpa asta, fiindcă el nu mi-a plătat mie obiectivul, fiind în litigi. De-aia o mulți oameni nu înțeleg, v-am plăcut. Băi, dar ce nu faci? Ce să fac dacă nu e, dacă ăla, practic, el nu este al nostru până nu își predă el. Îți fac predare. Și acum să vă spun cu aia că, frate, la poliția s-a investit bani acolo, cum am trecut. S-a dat drumul. S-a făcut școala aia, s-a făcut podul la 2 miliarde și jumătate cât s-a făcut atâtea. Nu mai puteam noi investi 4 miliarde să terminăm căminul ăla. Deci dacă nu era cu pedeli juridice, deci nu vreau eu, nu pot. Și mâine poate să fie primar, nu cum eu, altul, poate să fie eu cu doamna vice primar, cu un continuare, nu ai ce să facă, nu te nimic. Nu pot să te apropie de el. Deci nu că îi ia voie, ce ia voie să fie, ce ia voie să fie a mea, sau a fie opus în local, nu te nimic că mi-l luam. Dar se degradează ție, deci de el. Dar dacă dumneavoastră v-am povestit lui,
Vă dăm și documente și la primărie. Dacă vreau să găsiți o soluție prin care noi să terminăm, că vreau să facem, domnul Dragomir, vă spun sincer, în prinții 2 ani și jumătate, v-am făcut un cartel la funcție de primar și vă susțin eu. Dacă vreau să mai vot. Nu vot, asta e un vot. Ce vot? Și eu vă susțin, toată echipa mea, vă susțin să fiți primarul comunicat și dacă găsiți soluția, la ieșire în pasă. Până nu se termină partea juridică a lui, vă spun sincer, eu ar vrea și eu în pasă. Băi, terminul ăsta, dacă vreau acolo, ca să ai cum am venit să ducă. Cu toate că, nu știu cât va fi el de folositor sau nefolositor, cât e mult să vă faci, cât să vă face, cât e de căpător sau nu căpător, că vă spun zice, am avut unul acum care m-a frustrat și cu mine, au venit să facă la casă și nu, e mic că vin la casă. Sau nu l-am văzut nici la casă, și au avut 37 lei, nu știu ce fac. Că nici că vin la casă, nu mai e la casă, vă spun, nimeni pe lângă. E mai mic cu scara. Lungimii, da. E mai scurt. E mai la. Da, e ca la casă. Să fie atât la lui, să umpli. Să umpli că vin, băi. Să fie 100 lei, să umpli. Acum asta era COVID. Va vedea atunci la comitul inspectiv ce va putea face. Dar până nu se mină litigiul ăsta juridic, nu putem face nimic. La ce face? N-au de suflet. Păi doar nu mi-a făcut. Acum vă spun sincer. Și nu vreau să fiu cu nimic. Am avut lucrări în casă, nu mi s-a furat un pai. Am obiectiv în casă, nu mi s-a furat un pai. Cu asta, acum, vara asta, un copțiu, nu a stat de zi, trai și în gatul, s-a nu putea locul și mai repede, când tirem în fotba, când trebuia să o punea. A treia undeva într-un loc, o caut, un loc, așa, cum poate, când tirem în fotba. L-a depistat, a s-a dus și a fost înapoi, a reparat la astea. Și cum de dar la Purița, cu părinții, vă spun, a avut sprijin plăcut. La școală, când am lucrat acolo, s-a stricat mult, s-a și curat. A fost să spus și pur la unul la modul în care nu mă duc, că cu mulți voi. Doar că eu nu credeam că a putut să se întâmplă așa ceva. La căminul ăla, au... La căminul cultural, au venit acolo, au debatat. Și vă spun, nu sunt mulți. La impozitare, da. Sunt un grup după altul tine. La codul în Purița, e și știu care sunt. Grupul după altul tine care i-a prins, o să trebuie într-un dat, că vrea să-i prezintezi pe altul care e bun la, să fac cu el pe vestiuni sexuale, acolo la i-a prins cu Costel Brânză. Ce simplu? Asta e, să-i vrea să-i fiază. Asta e spune mai adevăr cu față. Deci dacă nu era Costel Brânză, pe ăla... Sau poate poate să faci și el. Un grup de patru copii care nu sunt chiar cu părinții sau familie... Râde, că acum e că te gândești pe tine, acolo. Așa, pentru familie dezorganizată. Nu, sunt în familie cât de cât. Ăla care l-a prins, ăla, într-o familie mai rău, dar din Copisteau, se pot la... Prima casă Costel. Da. Și la fiecare da. Și după la rog, vreau să fac un minut. Ce vrea să fac cu el acolo? Vrea să-i cămin, vrea să-i spate cămin, că a luat gardul, când a luat gardul. Și intrat să vă spate cămin. Și cu trăniță bună, ia cu plângea acolo. Mă rog, că s-a dus la o dama la zice ceva și pe să vă aduc și la cămin. Și a găsit. Deci, sunt o mână de copii și acolo, în polițară, la parculeț. Am făcut loc în joacă. Așa cum este, destul de ilegal. Au toate la pagare. Băi, n-a fost la pagare de 10 milioane, a fost și voi ca să fie la pagare. Dar le-a rupt toată. Nu mai e la pagare. Acum am zis că dacă să vedeți să avem bani, 10 bucuri la treaba noastră, să punem camera la vedere. La minte punctul ăla. Punem la camera acolo, la poliția, punem la părpuriți, punem la școală. Și la casă, de exemplu, spre subindrea mea și autorului de șirmar, cum i-a dat că să nu s-a făcut părțin, fetele 4-16 acolo, a trei geamuri, dar luați-o cu bună și trei geamuri de vopat la pestiare sunt înfloriți. Nu s-a spart tot geamuri, geamuri de rezistie cu vopat, dar avea înfloriți. Și aici, 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 toți s-au jucat în punctul bun și aici, cum la tine să-ți faci. Deci să răutăți. Și nu ca să avem unele răutăți. Dar din poate s-a bază de sașură. Mi-a furat la puterea cu tine, nu vorba cu și balizile, la domnule. Nu era și balizi, problema a fost munca cu celor care când pune balizi, dar dă cu aparatul, tot delitul ăla. Și a fost violul ăla, cum iasă și ezi, iasă, iasă, mă soare ca să iei cont. Nu iau nici o bucată, nu știu, așa cu țărul care punea pe mor să fie la cot, la... Ce poate să plus că nu se zice la școala acolo. Școala este a comunilor. Nici școala, nici au soroiu, nici au cum a votat la domnul Cumar, nu mă uită la aveți o vină. Mă uită așa. Nici școala, școala este a comunii. Și era de fost, nu este a lungă gura cașă, la aici, că sunt aici, sau ca să planifică o situație. Și multe, sau la puția viitorul puiță. Nu, e greșit. Este terenul de vot al comunii. A fost local. În oraș, dacă vreți, știți dumneavoastră care nu știți, la fiecare teren de fotbal este taxă aprobată de Consiliul Local, Municipal, Mănânești, cine vrea să faci fotbal plătește. Fiecare teren de fotbal care duce să joace acolo, să scrie, faci contract primăria și plătește. Că terenurile sunt nu al noastre. Noi acum administrăm, nu suntem echipa care vor administra alții. Sau puteți să doar vor fi alții. El este a comunității, nu este nici a poliției, nici a Căștinii, este a comunii Cașin și acolo bine, am înțeles.
avem probleme cu apa în fântână. Vecinii de acolo nu înțeleg. Ia zic o brânză. Ia vă la fântână, sunt și ei, fiindcă ei apă gălețile, n-a luat în vara asta și nu avem apă pentru copiii în școală. Păi oare nu-i păcat la fântână? Ia școlile, e fântâna lui Vizil sau faci capa acolo. Cu iertare să fie. Sau dă Vizilul dacă se uită la televizor. Nu ia lui fântână. Ia să-și facă fântână, curte la el sau ei fântână, după publică la rețea, pe post. Nu-i Vizilul acolo la fântână. Vizilul sau dumneavoastră. Sunt doar lui, mă gândești. Mare acolo. E de poarte acolo. Nu, nu e așa cu poarte, domnul Vârceanu. E de băie cu bani cu 10 metri, deci sunt din frie. Dar e o familie care se căpățea să iei apă la 10 metri, distanță, să o duc acasă. Eu rămân fără apă să asigur pentru preșcolare la școală, la grădință. Deci nu este poetul, frântâna este a școlii. Este acolo, nu e la... Și este cea mai curată apă din grădință. Da, așa este. La Vizirul nu știți de care este. Chiar în școală. La Marița. Da. Marița lui. Nu, acum am dat și un nume și la un mic care intră de vreo. Poliță, poliță. Da. Poliță. Da, dar vine din ala că vine acum. Iar a fost la găsit, mă duc și eu, dumneavoastră și domnul primar, când mai vin la noi. Eu trec, dar mă dat în casă, nu vin să-ți bagă foarte, domnul par de vin, nu mai ca vin în poliță. Și trec și mă duc, la prins cu vizionul astea, la Ariuei, când vine acasă, ia vizionul ca aici, și care apă la oi. Mă bag cu oaia, bea apă, animal. Nu iau o găiată pentru el. Care zice, domnul, că automat ca apa nouă. Fiind la precipitație, izvorul a scăzut și nu avem apă pentru copii. Adică nu-i păcat, nu am apă pentru 15-10 copilași cu sânta acolo. Și pentru familie care să căpăsirea să ducă 10 metri mai departe ca să iei apă la... Nu se poate. Deci nu trebuie discutat. Eu am zis, dar nu, hai să iei surul. Surul la care iei, să iei surul, pune un capac și rămâne și rămâne pentru copii. Dar ei mai pot frânțări acolo de la vizionul. Da, domnule, la colț. La colț, la păreu acolo. La colț, la păreu. Nu-i zis foarte. Nu vrea, că păținat. Acolo ne-a stricat gardul de ieri, cu capac și chidro fost să meargă la școală și la școală. A spart la stricat. E tot cu școală, e treaba automat. Haideți să vă zic eu, că i-am discutat și cu primarul. Cineva a tăiat în gardă, așa și și-a făcut poarta ca să intre în curtea școlii. Păi da. Nu mai zice, că n-are rost. Și, ca oameni, vă spun ca oameni. Au tăiat gardul de metal și și-a făcut intrare în curte. Aia a fost fântână publică, toată lumea a luat apă. Păi era o apă foarte bună. Fântâna aia acolo nu e fântână publică. Dar nu e domeniul public. Este cu domeniul public, nu, este domeniul public a comunicației, ca și teren, dar aparține școlii. Acolo nu e clară problema. Acum nu stăm pentru două familii care se pătesc acolo, nu ai 15 copii așa. Adică... Ai, e o bereată de apă, dar nu e... Nu, dar ce faci? Tu super, iată, noi avem microforul, avem o patută în fântână. Și lovești. Și lovești și alea și ne lase. Și acum nu merge copa, copii nu merge. Acum, dar e 40 milioane, domnul. E 40 milioane. Iar doua copă care a zis, poate ducă auzați. Dacă cheltuim banii publică așa pentru cei să se păținează unul și alt, eu azi nu costă, costă pe lume. Te zic că nu costă, nu-i costă. Tu, băi, costă, că trebuie să ducă auzați foarte. Supărăm voi, supărăm cinci. Dar rezolvăm problema la 15 copilași acolo, la două din cât sunt, nu? Acolo trebuie făcut un capac din tablă, din metal. Nu din lemn. Cu lacăt și cu asta să... Și voi chestiuni, băi, acolo copiii nu au curtea școlii și până la cașă. Acolo s-a pus să avem o curte a școlii, că așa s-a venit cu așa. Nu are nimic motiv. Duminica, copiii poate să merg și faci fătul acolo. Și cei mari? Să relaxeze. Dar s-a pus un obicei, 2-3-4 copilași, să îi porți pe acolo, au rupt și din aia ce-a pus noi pe acolo, să batem în cel. Nu-i porie, frate drag. Adică, băi, vii duminica, asta problema duminica, și o să la duminica, de dimineața, până seara, lucrarea. Nu, asta nu se iau că fiecare așa. Dar nu, stai la nu, dar trebuie. Sunt alții copii, cum i-a fost duminica, acolo erau alții, care îi băteau de pe acolo. E pe unică așa. Plus că și stric. Au dat cu pietre, au dat cu îngrezul școlii, asta e textura aia acolo. E păcat, adică, băi, frate, a fost un cușmos, deci, bă, că e frumoasă, mai încheu niște bani acolo. Deci e păcat, acum să că mai stricăm, că noi nu-mi place de soroiul ăsta, au deputat să facă, să fie marca cu plic, a ieșit goma de bărție. Am deschis pânia Pandorii, s-a vorbit foarte mult. Da, asta e. Asta e, da. Mulțumim, domnul Răgeanu, mulțumim, domnul Demar. Mai dorește cineva? Deci dacă nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, supunem la vot pentru înțelegi după ordinea de zi. Primul proiect a fost aprobat. Supun la vot proiectul numărul 2 după ordinea de zi. Cine este pentru? La 5. La 5. Până la 5. Până la 5, da? Proiectul de hotărâre de la punctul 6, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Proiectul de hotărâre de la punctul 7,
Cine este pentru? Dacă nu vreau, mulțumesc. La punctul 8, proiectul de hotărâre, cine este pentru? Mulțumesc. Și punctul 9, proiectul de hotărâre, cine este pentru? Îmi pot comisia la dumneavoastră. Când vă mulțumesc, mâine seară, doamna? Da, mâine seară. Mâine seară, dacă sunteți acasă, sunteți liberi, în toate lucrurile voastre, dacă se organizează cu un foc, mi-aș dori ca unul după zile din zonă, mă uită la Gheorghe, dacă a fost face un foc în zona ta acolo. Păi să facă la acționar cu lemne, nu cu cauciuc și... Nu știu, deci o să mergi să stați acolo pe lângă oameni. O să vin și eu cu poliția, deci o să avem mâini acțiuni cu poliția rurală, cu avem un echipaj la Unești. Și vom merge la toate focuri pentru supraveghere și să vedem ce se întâmplă. Adică în sensul să plec accidente. Să, și, ca să ardă, să bagi foc sau să iei foc la ceva. Sunt pompieri care dă sprijin aici? Sunt pompieri. Dacă eu vă rugam dumneavoastră ca și consilieri locali, care până la urmă sunt consilieri locali, v-a ales cineva acolo, nu cred că ați fi consilieri locali pe acolo. Așa, cred că aveți un cuvânt spus în zona respectivă. Nu e locuit undeva. Zic și eu. La bunul tău. Da, și eu mă inferă, o să fie și chiar mi-a prea venit să dăm un lac la